gata. Gata, merge treaba? Stai, așa, stai, stai, să pun story cu Vișinescu. Cu tine, stai. Bine ne-ați găsit. Asta e camera mea, îmi cer scuze. Stai bă, că eu fac story. Nu, e fost treaba, liniștit, bine, că n-am nevoie de tine. Asta este noua locație noastră de podcast, unde noi ne-am petrecut tinerețile într-o stație OMV și am zis că dacă tot am avut această oportunitate, să ne simțim ca în tinerețe, unde ne strângeam în stația OMV de la Băneasa, noi suntem la Pipera, îl avem invitat pe dragul nostru și al vostru personaj, Silviu Toma, pe care îl cunoașteți din primul podcast și pentru că ați vrut un bis, noi l-am adus. Așa au zis oamenii, că mai vor. Unii ne-au și înjurat, am văzut. Serios? Da, eu... ne-au înjurat pe TikTok mulți. Da? Da, că noi nu știm, că noi... Nu știm. Întotdeauna știi că oamenii se pricep. Adică tu știi că întotdeauna oamenii din tribune sunt mai buni ca antrenorii de la echipele respective și ca jucătorii de pe teren. Și întotdeauna oamenii de la curse, sau cel puțin spectatorii de la curse, raliu, circuit și așa mai departe, sunt mai rapizi decât protagoniștii în sine. Păi e clar, doar că n-au bani să meargă. Da, doar pentru că ei n-au avut norocul. N-au avut norocul să meargă, să primească o mașină de competiții și au un Passat diesel cu care... Și-au schimbat niște litere acolo, le-au pus roșii. Și hai fac, să nu fim răi azi. Fac performanță. Nu suntem răi, nu suntem răi, dar se întâmplă și trebuie să vorbim despre toate lucrurile astea care ne înconjoară și nu trebuie să le omitem. Pentru că se întâmplă, ok, că sunt cazuri izolate, că sunt ce-or fi lucruri de genul ăsta și că nu există pădure fără uscăciuni. E clar, dar se întâmplă, nu putem să le ocolim. Noi ne-am întâlnit astăzi ca să vorbim despre conducere preventivă, despre lucrurile pe care oamenii le iau așa by default. Înseamnă că mergem încet. Mergem încet. Nu mergem încet, mergem corect. Și e foarte important să știi ce trebuie să faci. Pentru că eu din experiența mea cu oamenii care merg cu mașini în stil sportiv, oamenii merg din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare, până când ies afară. Pentru că în cazul în care mașina face niște lucruri, nu știu ce trebuie să facă să le corecteze în mod corect. Acum, n-aș vrea să înțeleagă cineva că dacă urmărește podcastul sau dacă vine la cursurile tale de conducere sportivă sau preventivă, adică aș vrea să știe oamenii că tu predai și cursuri de pilotaj, ca să zicem, adică poți să-i faci și mai rapizi pe unii oameni prin tehnică, pe circuit, așa, prin tehnica condusului. Nu numai cursuri de defensiv, adică nu numai hai să învățăm să conducem corect și să știm ce să facem, cum să ne protejăm, putem să facem să devenim și mai buni, automat și chestia asta care ne protejează tot, o cărămidă la zidul nostru personal este pusă să ne facă să fim mai buni în ceea ce privește siguranța noastră și a celorlalți participanți la trafic și a ocupanților din mașina noastră. Deci pe lângă asta există și cursurile de conducere sportivă. Că e o tehnică, pe lângă talent, e o tehnică, e un job pe care înveți să-l faci. Adică te duci într-o fabrică de monta plăcuțe și înveți să faci plăcuțe. N-ai cum să știi dacă nu înveți. E o tehnică. După aia ține de talent și că eu știu să fac cu degetele mai repede decât tine. Asta e cu totul și cu totul altă discuție, dar foarte mult din condusul sportiv sau foarte mult din rally, curse și așa mai departe ține de tehnică și o mică parte de talent. Dacă sunt ambele acolo cuplate, clar, rezultatul este senzațional. Vrem să expunem astăzi niște lucruri, așa cum spuneam, pe care oamenii le consideră by default. Adică știi senzația aia, dacă e încuiat ușa când ai plecat de acasă, trăiești cu, știi? Așa e și cu mașina, oamenii se urcă și consideră că am luat permisul, merg, mai învățăm pe parcurs, nu ni se poate întâmpla nimic, nu putem să facem mare lucru, dă la amendă, n-am centura, chestii banale. Da. Și după cum vedem din exemplele de zi de zi, cu accidentele prezentate la știri și pe peste tot, lucrurile nu sunt așa de simple și sunt niște oameni care... Sunt niște oameni... Fanii ne recunosc și reacționează în fel și chip. Fanii care-s fanii. Da, fanii care-s fanii. Și atunci, de asta zic, trebuie să vorbim de toate lucrurile astea. Eu mi le-am notat. Păi și eu mi le-am notat că... Eu mi-am notat că am zis că să facem treabă... Haine... Da, să facem treabă profi.
Perfect. Vreau să-l salut și eu pe domnul Marius Dobrescu în primul rând. Bună care dimineața, este Vișinescu! Ne-a terminat aici de dimineață. Mai sunteți ciufut, domnul Dobrescu? Ne-a luat, ne-a 10 flotări da, toată lumea. Da, ne-a dat un vibe nasul, mi-era și un pic răuț, că l-am văzut și pe el ciufut așa, dar acum parcă nu știu, îi văd așa zâmbă. Așa e el dimineața. Așa e el dimineața? Are cafetele. Cred că e în perioada aia. Te iubim. Bun, hai să-i dăm bătaie, zici, nu? Mașina ca percepție. Asta e notat la mine aici, ca și subiect. Mașina ca percepție, cum văd tinerii mașina, cum văd tinerii mașinile super sportive. M-ai aglomerat deja. Da, iartă-mă. Mașina ca percepție e primul subiect. Ai zis niște chestii interesante la început, în sensul în care oamenii folosesc mașina, cel puțin la nivel de percepție, greșit de multe ori. Și aș vrea să încep cu o vorbă pe care o avem noi în echipă. Spunem așa că nu orice om știe cum ajunge curentul electric într-un bec, dar toată lumea se bucură de lumina făcută de acesta. Fix așa e și cu condusul. Exact așa e și cu condusul. Oamenii au senzația, exact cum ai spus tu, am luat permisul de conducere, mă urc în mașină și dau bătaie. Ei bine, lucrurile în spate sunt ceva mai complexe. Și legat de ce ai spus tu, curs de condus preventiv și curs de condus sportiv, cred că fix despre asta e vorba. Oamenii trebuie să perceapă mașina pe stradă ca fiind un mijloc de transport care trebuie să te ducă în siguranță la destinație și pe circuit poți să o perceapă ca pe o unealtă care îți oferă bucurie, care te împlinește, care îți oferă o stare euforică și unde plăcerea de conduce primează. Dar asta trebuie să se întâmple pe un circuit pentru că acolo nu e trafic, nu avem pietoni. Se desfășoară tot într-un cadru sigur și controlat, pe cât se poate. Marjile de eroare sunt mai mari. Exact. Zone exact. De degajare, nu te lovești de lucruri. Da. Problema apare atunci când oamenii care vor să se bucure de plăcerea de a conduce o mașină în felul ăsta aduc treaba asta pe stradă. Și atunci mașina va fi percepută ori ca un mijloc de transport, ori ca o armă. Pentru că tu conduci de fapt o mașină care are o greutate de peste, hai să zicem, minim o tonă, da. Pe care în funcție de modul în care alegi tu să o conduci, vorbim de comportamentul tău ca șofer, da. Poți să o transform pur și simplu într-o armă. Și hai să ne dăm un exemplu aici, cum ar fi viteza. Te-ai urcat în mașină, da, te grăbești. Bă, da, scuză-mă că te întrerup. Și trebuie să mă întrerup. N-aș mai fi eu. Da, exact. Viteza ucide-mă? Wow. Păi eu am mers cu 200 și n-am pățit nimic. Ajungem și la aspectul ăsta, că e o chestie psihologică extrem de interesantă. Da. Ideea e în felul următor, că în momentul în care te-ai urcat în mașină și ai plecat de acasă și te grăbești și calci accelerația un pic peste 50 de km la oră, deja ai băgat un glonț pe țeavă. Accelerezi un pic și mai mult, că tu te grăbești, ai și mai băgat un glonț pe țeavă. Adică, da. Și faci treaba asta și accelerezi în continuu până când ai arma încărcată, da? Ce-ți mai lipsește să apeși trăgaciu? O clipă de neatenție, stai pe telefon, scrii un SMS, primești un mail important, un SMS de la o fată, sunt singur acasă. Lasă asta, ce te mai oprești să scrii mail-ul? Nu, pentru că tu poți să ții volanul cu o mână, corect. Ok? Și asta face diferența între ce spuneam, că mașina aici nu mai e un mijloc de transport în comun care trebuie să te ducă în siguranță acasă, mașina devine o armă. Okay. Și oamenii pot alege să folosească această armă într-o fracțiune de secundă. Prin simplu fapt că acel comportament pe care l-au în momentul respectiv este nepotrivit pentru contextul în care se află. Băi, ideea e că eu cred că treaba asta cu condusul la noi în țară se poate schimba nu la nivel macro. E foarte greu să convingi masele deodată. Cred că treaba asta se schimbă pas cu pas, pe etape, cu pași mici, da? Și eu cred că dacă fiecare om stă un pic să se analizeze și se gândește la următorul lucru, băi, ca să schimbi lumea, trebuie să schimbi un singur om. Pe tine însuți. Bineînțeles. Și dacă fiecare om ar face treaba asta, am putea să schimbăm ușor, ușor ce se întâmplă pe străzile din România. Oamenii ar trebui să se gândească și la partea aia, știi? Adică în care, cum să spun eu, ceilalți participanți la trafic poate să-ți facă ție rău sau familiei tale. Și atunci, dacă toată lumea ar merge în direcția asta și toată lumea ar promova condusul preventiv, toată lumea s-ar gândi și ar zice, bă, hai mă să fiu eu mai bun, ce fac eu pentru mine să fiu mai bun? Uite, pot să mă duc la un curs de, nu știu, IT, sunt mai bun la calculatoare, pot să mă duc la un curs de o limbă străină, să învăț spaniolă. Nu o să învăț eu să vorbesc spaniolă acum la perfecție, dar prin niște cuvinte, mă înjură unul în Spania, pot să-i răspund la înjurătura, adică nu rămânem așa, știi? Nu știu ce mi-a zis ăla. Toate chestiile astea sunt lucruri pe care oamenii și le pun la ei încărcă și sunt mai buni. La fel și condusul. Pentru că, cum să spun eu, accidentele
se numesc accidente, că nu și le dorește nimeni. Adică, exact. Știi, nu e nimeni... Ok, mai sunt oameni fanatici care transformă mașinile în arme și dau, intră peste aia, pun magazine, pe străzi, ai văzut, se poate întâmpla și chestia asta. Dar oamenii nu conștientizează faptul că au în mașină persoane dragi lor. Și nu numai, care... gândește-te că ai acasă persoane dragi, care te așteaptă. Care în cazul în care ție ți se întâmplă ceva, vor suferi an la rând. Adică intrăm știi într-o zonă... Când mori, le e greu doar altora, nu exact, ție, că nu, tu că ești mort, nu mai știi. Contează, dar celălalt și în urmă nu e chiar plăcut. Și atunci... Exact. Vreau să insistăm un pic aici pe faptul că viteza devine un miraj foarte mult pentru cei tineri. Și foarte mult pentru tinerii care își cumpără, sau mă rog, cărora le cumpără părinții mașini puternice. Au senzația că în momentul în care și-au cumpărat sau au primit o mașină puternică, ea vine la pachet și cu niște abilități speciale de condus. Și mai mult decât atât, din punct de vedere social, știi cum e? Când Daniel și-a cumpărat M4 și a venit în gașcă, păi clar, să vezi acum cum merge Daniel. Da. Există acest fals miraj, această falsă senzație de o putere, de abilități speciale, de, știu, într-adevăr, viteza și mersul tare cu mașina, dacă stau să mă gândesc când mergem pe circuit, îți dă o senzație de euforie, o senzație de împlinire, o senzație de realizare. E o chestie faină, dar cu toții o simțim treaba asta. Doar că în momentul în care, așa cum am zis, pui treaba asta pe stradă, tu poți să te transformi într-un ucigaș. Într-o fracțiune de secunde. Și aici intervine iarăși o chestie de percepție. Oamenii nu se gândesc niciodată la sinele viitor. Sinele viitor înseamnă cum mă văd eu peste 10 ani. Adică, astăzi mă apuc de băut și beau 50 de grame de whisky, da? Mâine 100, poimine 100. Și tot așa am o recompensă pe moment, da? Deci este o recompensă care vine repede, mă satisface pe moment, fără să mă gândesc că poate peste 10 ani o să fac ciroză. Fix asta se întâmplă și cu viteza. Azi merg tare, nu se întâmplă nimic. Mâine merg tare, nu se întâmplă nimic. Și tot așa până când, la un moment dat, norocul te părăsește și faci un accident în care, ok, nu mor tu, dar poate omor pe cineva. Sau poate mor chiar tu și tot așa. Și în ideea asta oamenii ar trebui să gândească un pic mai mult la, bă, dacă eu merg tare și mi-asum niște lucruri și ajung în situația în care fac un accident, oare cum va arăta viața mea? Da. Da. Nimeni da, nu se gândește la treaba asta. Nu se gândește nimeni, da. Pentru că sinele ăsta viitor te poate ajuta să iei niște decizii de moment, da? Îți vor tăia din anumite recompense emoționale, 100%, dar pe viitor tu vei fi în siguranță, vei fi mai protejat. Cred că suntem un pic în filozofie azi, a? Suntem, eu tot timpul m-am gândit. Dar lasă că e bine să fii filozof. Eu tot timpul m-am gândit. Cred că eu am o boală la cap, printre multe alte boli la cap. Eu mă gândesc cum mă văd eu în trafic de afară. Eu așa mă gândesc. Adică, păi tot, e tot, e tot un... Da, e, cum mă văd eu în trafic? Și pentru că am avut o tinerețe zbuciumată, ca să zic așa, și nu sunt omul de dat exemplu pentru conduita în trafic. Nu sunt. N-am avut accidente. Dar de acum ești, porți centură. Dar de acum sunt, da. M-am maturizat. Eu de-aia intru pe live dimineața să mă asigur că spui centura și să... M-am maturizat și lucrurile s-au schimbat. Și da, într-adevăr, în tinerețe eram haos pe stradă. Și consider că n-am pățit nimic din pur noroc. Nu că am fost eu vreun talent născut și am știut eu să fac și ce să fac. Pur noroc, pur și simplu. Și de asta spun, câteodată mă gândesc cum mă văd de afară. Și făceam lucruri doar ca să mă gândeam, bă zic, tu îți dai seama când am trecut eu cu 250 cu motocicleta printre mașinile alea două. Cum au văzut ăia, mă, din mașini, ce tare au văzut ăia. Mie mi-aș plăcut să treacă unul așa pe lângă aia. Știi? Și mă gândeam în tinerețe, când aveam motocicletă și fetele îmi scriau pe internet să le plimb, pur și simplu, fără să mă cunoască. Nu mă plimb și pe mine, că ai motocicletă. Și eu spuneam, bineînțeles că te plimb. Și le întrebam pe motocicletă. Zic, auzi, dar dacă ești prost? Adică, ok, sunt frumos. Bine, okay, tu erai oricum atunci dacă mergeai tare cu ele. Zic, am motocicleta frumoasă, eu sunt frumos, ok, am trecut peste lucrurile astea, dar dacă ești prost? Dacă nu știu să merg? Adică, nu păi e obligatoriu. Cum o să nu știi să mergi dacă ai motocicletă? Deja eu știi să mergi. De acord cu tine, dar poate nu știu. Și el îmi spunea, hai că știi tu. Nu e problemă. Nu-ți mai zic că nu purtau niciun fel de echipament, de protecție sau așa și că nu era asta o problemă, dar mă gândeam... Mi-ai ridicat-o la fileu acum. Da, eu mă gândeam, zic, bă, cum ar fi mă să cad? Bă, m-aș simți prost și penibil să știu că am făcut-o pe fata aia, chiar dacă nu o cunosc sau n-am nicio treabă cu ea sau așa,
să sufere că am fost eu prost, adică aș intra în pământ de rușine, ești nebun. Eu la asta mă gândeam. Și atunci mergeam mai încet. Nu? Deci mergeai încet. Asta e un lucru fain. Asta e un lucru fain dacă trebuie să te concentrezi. Le întrebam pe ele, le întrebam pe ele cum poate să-și asume asemenea riscuri, să se urce. Adică dacă te-ai urcat cu mine, automat te-ai urcat și cu alții. Eu primul, știi? Tu ești primul din viața mea. Nu, n-am halit-o niciodată pe asta. Dar, știi, sunt niște lucruri care se întâmplă, mai ales în tinerețe. Și oamenii văd lucrurile în fel și chip. Și când ești tânăr, ai văzut munții și cine mă, Sena, îl topesc. Cine mă, ăla, fac eu, ți-arăt eu. Eu n-am frică, n-am instinct de conservare. Uh-huh. Adrenalina, să fie, să facă, să dreagă. Să facem curse, să facem nebunie. Să facem tot felul de lucruri care pentru o fracțiune de secundă poate să schimbe viața. Adică eu am prieteni care au plecat la o plimbare de lângă mine, de la scara blocului, că ne strângeam la scara blocului până să ne strângem la OMV, adică să avem mașini și bani, ne strângeam la scara blocului și am băieți care au plecat de lângă mine la o plimbare cu Dacia și au rămas cu un picior mai scurt sau un picior amputat pentru o plimbare de 10 minute. O recompensă prostie, imediată, da. Exact ce am zis mai devreme, o recompensă imediată, da. Fără adică, să te gândești la urmări. Da. Păi aici intrăm în zona aia, cred că ai notată pe listă de conștientizare, nu? Da, e imediat după subiectul. Băi, asta, cred că de fapt în jurul acestui concept de conștientizare se învârte de fapt toată partea asta cu condusul preventiv, cu condusul defensiv, cu ceea ce înseamnă siguranță pe stradă. Și de ce zic asta? Pentru că noi avem în cadrul cursului un capitol care se numește managementul riscului. Ok. Știi că adică se spune... Adică tu mergi cu mașina tare, tare, vine un viraj, intri pe Zoom ăla, nu știu ce, faci o ședință și zici, haideți băieții mei de la management să ne să asumăm aici, exact... să vedem ca ce riscuri avem pe virajul ăsta. Nu e chiar așa. Okay. Ideea în felul următor, știi că se spune, conform studiilor, nu spun eu treaba asta, că 99,5% dintre accidente pot fi evitate. 99,5% dintre accidente pot fi evitate și că de cele mai multe ori comportamentul șoferului este cel care provoacă un accident. Adică nu există neapărat un context periculos, ci o combinație. Comportamentul șoferului cu contextul din momentul respectiv, în situația în care te afli, știi eu, în trafic. Da. Și de asta ajungem noi la managementul riscului. De ce? Pentru că ca tu să poți să nu ajungi în situații periculoase, în care să ai nevoie să eviți un obstacol, să eviți un accident, trebuie să mai treci prin două etape, sau cel puțin să le respecti. Și anume, prima etapă ar fi conștientizarea riscurilor la care te expui când ieși cu mașina pe stradă. Pentru că știi cum e, ți-ai luat permisul de conducere, ai primit această responsabilitate și această capacitate de a putea să conduci o mașină în trafic, doar că la tot pasul te pândesc pericolele, de care tu în mod normal nu ești conștient. Și hai să spun că asta e iarăși o treabă psihologică, de ce nu suntem conștienți de pericole. Dacă te uiți la știri seara, da? Știrile de la ora 5 sau 6, nu mai știu la ce ora. 5, 7, alea de la 5, da, alea de la 5 e jale, da? Da, acolo e jale. Zi de zi ești bombardat cu informații de genul. Un tânăr a murit într-un accident. O teribilist familie a murit, în general, da. E tânărul. Da, nu e chiar o familie a fost distrusă pentru că fetița a fost călcată de... Da. Așa. Și auzim des lucruri despre accidente. A căzut o bombă pe o școală în Afganistan, au căzut 200 de copii. Mm-hmm. Bă, cumva, în momentul în care auzi zi de zi treaba asta, ajunge să devină o normalitate. Învățăm să trăim cu chestia asta, cadavre, așa cum un om, așa cum un om trăiește cu o boală cronică ani de zile. Bă, nu se simte bine, are momente, trebuie să ia pastile, seara e rău, dimineața e rău, are o stare proastă pe tot parcursul zilei, dar... N-are încotro, trebuie să învețe să trăiască cu treaba asta și o duce așa ani de zile. Ei bine, în momentul în care ne gândim la ce se întâmplă în trafic, lucrurile stau puțin altfel, pentru că în mod normal, noi n-ar trebui să ne obișnuim cu aceste accidente. Asta nu reprezintă normalitatea. Da. Asta reprezintă realitatea, dar realitatea asta e o realitate cruntă, e o realitate greșită. Și atunci trebuie să facem ceva aici. Și primul pas este să te calmezi, să începi să analizezi un pic niște lucruri, să accepți că aceste accidente nu sunt ceva normal, da? Și în momentul în care tu conștientizezi că în momentul în care te-ai urcat în mașină și ai ieșit pe stradă, în orice secundă ți se poate întâmpla ceva, o să începi să fii mai atent, o să începi să poți să anticipezi lucruri. Nu o să mai folosești telefonul când conduci, nu o să mai faci live când conduci, o să porți centura de siguranță și așa mai departe. Pentru că
în situația în care tu conștientizezi și deja începi să anticipezi, foarte, foarte greu ajungi în punctul în care să eviți un accident, pentru că tu tot timpul ești în alertă, tot timpul ești atent, tot timpul frânezi mai din timp, tot timpul reduci viteza. Faci toate lucrurile din punct de vedere exact. De pietoni. Conștientizezi pericolele. Exact. Când ești tânăr, nu le... Adică, neavând experiență și ne făcând acest exercițiu de creier, de imaginație, exact. De nu știu cum să-i spun. Na. Exact. În momentul în care nu conștientizezi pericolele, nu poți să anticipezi. Pentru că anticiparea se face doar dacă tu ești 100% prezent acolo. Și da. De foarte, foarte multe ori ajungi în situația în care frânezi foarte brusc. Ești fătălău. Tu nu în față. Ești fătălău. Ce faci? Da. Păi reduc. De ce? Îi trece? Bă, mă, să moară, să ajungi, avem treabă, ne vedem cu fetele alea. Stai, mă, că îi trece de pietru. Ce dacă? Ce faci, mă, reduci? Da. Ai verde în intersecție. De ce reduci? Păi poate trece unul pe roșu. Nu, știi ce zic? Așa e. Ești un pic fătălău, dar trebuie să înțelegeți că nu șmecheria primează, adică nu faptul că nu ai frică, faptul că nu anticipezi, faptul că nu reduci, faptul că te bagi în niște depășiri fără vizibilitate, faptul că te bazezi foarte mult pe ceilalți participanți la trafic să frâneze, că tu ești pe contrasens și dacă... Am eu cazuri de prieteni care s-au și făcut spre ăla pe contrasens. Ce îmi dai tu mie flash-uri, mă, nu vezi că depășesc, ești nebuna, merez 6. Prieteni? Adică, cunoștințe, a, okay. E mult spus, prieteni. Așa e, da, din grabă îi definesc prieteni, dar nu sunt cunoștințe. Și asta zic, nu conștientizez lucrurile astea și atunci, repet, să nu fii nici fătălău, știi, pentru că trebuie să-mi fac 2-3 tatuaje, că toți prietenii mei au și eu sunt fătălău dacă n-am, dar da. Mișto e să fii invers față de cum e lumea și să n-ai tatuaje. Dacă toată lumea are tatuaje, tu bine să n-ai. Că eu am, le ștergem, nu-i problemă. Dar ca idee, adică nu trebuie să considerați, nu știu, bravurile astea și etalările astea de cojones, așa că asta înseamnă șmecheria într-un bărbat. Șmecheria într-un bărbat înseamnă în primul rând asumarea, să-ți asumi niște lucruri și după aia să poți să ai și cunoștințele necesare în care să le explici oamenilor cu argumente de ce faci anumite lucruri. Și atunci, dacă ai și exact. Argumentele potrivite, nu cred că cineva te poate considera fătălău. Ba, mai mult, te poate considera un exemplu de urmat și cei care te consideră fătălăi nu vrei să te urmeze, nu vrei să fie în cercul tău de prieteni, nu vrei să te asociezi cu astfel de specimene pentru că nu îți aduc niciun plus ție da. Ca și om. Ei bine, dacă, așa cum am zis, dacă nu conștientizezi, nu poți să anticipezi, ajungi tot timpul în situația în care trebuie să eviți. Și aici există două probleme. De fapt, una mare. Din pur noroc de multe ori, din pur noroc scapi. Da. Doar că sunt situații în care viteza e atât de mare, contextul în care te afli nu te ajută deloc și orice manevră de evitare îi face, oricât de bun ai fi tu, da? Adică și dacă ai venit asta, la curs da, și tu ai capacitatea de a evita un obstacol, un moment, da. Nu mai ai timp de reacție. Că nu, adică, și atunci nu mai scapi. Da, asta voiam să le spun oamenilor, că dacă vin la anumite cursuri și, uite, de exemplu pe zăpadă, că tot am fost acum la zăpadă și așa, și s-au întâmplat și accidente, băiatul ăla care ți-a zis că vin la curs și așa și pe dincolo, el a greșit acolo pentru că n-a anticipat, pentru că a mers prea tare pe o zonă care era în coborâre și acoperită de gheață și automat când mergi pe un drum de zăpadă, poți să te aștepți oricând să dai de un viraj în care e gheață și mașina nu mai răspunde. Și atunci tu știi că ai fost la curs și ți-a zis Silviu, bă, când pleacă fața și mașina e față, faci asta, când pleacă spatele, iei piciorul din gaz și așa, când e 4x4, faci nu știu ce, pui gazul, nu știu ce. Lucrurile astea nu înseamnă că sunt o garanție a faptului că eu pot să merg oricât de tare vreau, pentru că dacă îmi pleacă mașina, știu ce să-i fac. Nici de cum. Nici de cum. Nu, așa e. Nu se fac miracole. Adică aceste evitări au nevoie de timp, au nevoie de spațiu. Dacă tu mergi prea tare pe un drum îngust și așa, poți să fii mama lui evitare și mama lui corectitudine. Nu înseamnă că scapi de accident. Știi că se zice că tu dictezi viteza cu care merge mașina și fizica dictează dacă mor sau nu. Corect. Așa este. Sunt situații în care, indiferent de cât bun, cât ești tu de bun, nu se poate fizic. Fizica, da, are niște limite. Ok, e relativă, dar are totuși niște limite pe care, mă rog, le cunoaștem noi în momentul ăsta. Da. Deci asta spun. Nu trebuie să ne bazăm pe niște lucruri. Cum aveam eu o vorbă cu un prieten care după ce a făcut niște cursuri de pilotaj, pentru că pe vremea respectivă nu existau cursuri de defensiv, nu existau... Mulțumesc, domnul Marius. Domnul Marius a intrat în cadru. N-a intrat în cadru, știe el să facă schema lui. A dat iar cu capul. Capul a dat cu capul de 25 de ori într-o lampă de asta de la OMV, trebuie să cumpărăm o lampă de asta, că sigur o sparge până la sfârșit. Dar e bugetată. E prinsă în buget.
Da, mi-am pierdut și ideea de, din cauza lui Marius. Nu mai știu ce vreau să zic. Dar să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem, că eu aici știu ce e. Urmează partea de accidente, risk management, de care am discutat. Și trecerea de pietonică. Aici avem un caz, după cum știi, de acum două săptămâni, cu domnul polițist rutier care a accidentat pe trecerea de pietoni două fetițe. Din păcate, una dintre ele și-a pierdut viața. Din câte știu, n-am urmărit cazul așa de tare, că de când am copil mă marchează lucrurile astea. Înainte nu mă marcau așa de tare, dar de când am copil e jale. Și să discutăm despre chestia asta. Deci domnul polițist cu siguranță nu a avut timp de ședința de management al riscului și anticipării și așa mai departe, pentru că nu s-a gândit că el pe acolo e o trecere pietoni și ar putea cineva să treacă. Mai mult ca sigur era distras de alte lucruri sau poate om se gândea la problemele lui și a omis partea asta cu trecerea de pietoni. Aștept părerea ta să ne spui și să discutăm despre asta cu trecerea de pieton, pentru că e o problemă gravă din punctul meu de vedere. Sunt destul de des sunat să comentez accidente. Nu o să fac asta niciodată și mi se pare total greșit să comentezi un accident de pe canapea de la tine de acasă, cât timp tu nu ai fost acolo. Nu vreau să iau apărarea nimănui, fiecare va plăti consecințele noastre. Așa cum consideră legea. Apropo de lege, o să zic eu un caz cu trecerea de pietoni frumos. Ce pot eu să spun este că eu merg în trafic destul de des cu mașina și eu, ca toți ceilalți, văd des comportament greșit atât din partea pietonilor, cât și din partea șoferilor care se apropie de o trecere de pietoni. Și dacă vrei să discutăm despre asta, putem să discutăm despre asta, dar nu vreau să comentez acel accident din foarte multe motive, nu-l și comentăm. Emoționale și morale. Nu-l comentăm, că n-are niciun rost. Exact. Eu tot ce pot să comentez este că polițistul avea permis de Anglia, ceea ce mi se pare o, nu știu, din cazurile mele întâlnite, o meteahnă cât mai des întâlnită în ziua de azi, ca tinerii să-și ia permis în Anglia și nu în România. Probabil se obține mai ușor, probabil, habar n-am, nu știu, sau oamenii fiind acolo la muncă, așa se întâmplă pur și simplu și au permisul în Anglia, că acolo muncesc de câțiva ani și na, acolo a fost să fie permisul. Legea nu stipulează nimic, adică spune că dacă ai reședință în România sau ai reședință într-o țară, trebuie să ai și permisul în țara de reședință. Dacă nu l-ai și ai permis în altă țară, ești pasibil de amendă, dar nu se precizează după cât timp, suma și așa mai departe, deci nu e nicio obligativitate în legătură cu permisul. Mulți își pierd permisul în România, se duc și scot în Anglia, chiar dacă permisul în România este suspendat, pentru că țările respective nu comunică între ele și au o bază de dată greșită. Legat de trecerea de pietoni, eu le spun pietonilor în general, când sunt cu Toyota, dacă au mai multe vieți, că ai văzut ca la jocuri, poți să bagi mai multe credite, insert coin și ai 7 credite, poți să mor de câteva ori, nu e panică, pentru că foarte mulți oameni se aruncă cu capul înainte pe trecerea de pietoni, consideră că e dreptul lor să traverseze și că nimic nu li se poate întâmpla. Nu cred că te mai încălzește cu ceva după ce ai murit sau, Doamne ferește, ai rămas în scaun cu rotile sau ai rămas fără un picior sau câte lucruri nu se pot întâmpla în urma unui accident cu o mașină. Nu știu dacă te încălzește cu ceva, că omul ăla se duce la pușcărie. Sunt sau nicio nu formă, se duce și la nici pușcărie, invers, să știi. Și sau, nici invers, și nici invers, știi. Da. Și aici vreau să comentez un singur subiect care, mă rog, pe mine m-a impresionat, pentru că așa cum ai spus și tu, și eu am copii, am fete. Mulți și copii. Na, încerc să mă pun și în locul, da. Încerc să mă pun și în locul părinților, încerc să mă pun și în locul polițistului. Am citit imediat după accident că respectivul polițist a trimis o scrisoare în care își cerea iertare, îi cerea iertare părinților. Și mi-a tras atenția un mic paragraf de acolo în care polițistul spunea așa: mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi. Da, din păcate. Mai țin de ce am zis de sinele viitor? Da. Ei bine, oameni buni, timpul nu se întoarce. Este o sursă epuizabilă, da, de care trebuie să profităm corect. Timpul nu se întoarce, din păcate. Și am zis că o să comentăm, nu o să comentăm accidentul, dar comentăm comportamentul oamenilor atunci când se află în preajma trecerii de pietoni. Da. În primul rând, din punct de vedere al unui șofer, din punct de vedere al șoferului, eu cred că cei mai mulți oameni, hai să nu zic 100%, cu toate că eu cred asta, okay, nu pot estima corect o distanță de frânare într-o situație de urgență și ție și lui Marius, da, noi am demonstrat treaba asta la circuit, când ați venit la curs, când am făcut target breaking. Așa este.
De ce consider că nu e... Bine, aici o să sară foarte mulți oameni în cap. Cum mă, domne, eu am un milion de kilometri. Eu nu vorbesc aici de experiența în trafic. Da, eu nu vorbesc că dacă ai un milion de kilometri, nu ai experiență în trafic. Ba da, ai experiență ai în trafic. Experiență, dacă da. Când vorbim de skill-uri de condus, de aprecierea distanțelor, de dinamica mașinii, lucrurile se complică foarte, foarte tare. Ei bine, de ce spun asta? Pentru că, în primul rând, oamenii nu înțeleg care e diferența dintre distanța de oprire a unei mașini și distanța de frânare. Distanța de oprire este, de fapt, o ecuație formată din timpul de reacție pe care îl are un om, okay, după care începe distanța de frânare. Okay. Adică, îți dau un exemplu, o mașină circulă cu 100 de km la oră, da, și șoferul vede un obstacol. Okay. Din momentul în care vede obstacolul și până când ajunge, din momentul în care șoferul observă obstacolul și până când pune piciorul pe frână de pe accelerație, mașina o să parcurgă 28 de metri în acea secundă. Atâta parcurge o mașină la 100 de km la oră. E ceva. Abia după 28 de metri, șoferul e cu piciorul pe frână, după care, din mașina momentul în care apasă să... frâna, mașina mai parcurge o distanță, da? Pentru că fizic în ai nevoie de un mașini, timp, de frâne, da? Anvelope, ca amortizoare să poți să oprești mașina. Mai departe. Da. Tu ca să poți să estimezi treaba asta, în primul rând trebuie să știi să faci niște calcule. Repede. Adică, tu știi, domne, tu știi că o mașină la 100 la oră, rapid, atunci, pe loc, da? Da. E absurd ce zic, dar da, vreau să fiu ironic. Da. Okay. Știi că, băi, păi parcurg 28 de metri, oricum tu nu percepi ce înseamnă 28 de metri când ești în mașină. Tu habar n-ai. Dacă te-aș pune să pui un jalon la 28 de metri față de mașină, tu nu știi unde să-l pui. Corect. Ok? Și ce e mai complicat aici este că distanța asta de frânare este influențată de mulți, mulți, mulți factori. Da. Și tu dacă poți să-mi spui mie că, domnule, eu estimez corect, trebuie să știi timpul de reacție și trebuie să mai știi o formulă. Formula, uite, distanței de frânare, care spune așa, că viteza se împarte cu 3,6 totul la pătrat supra 2 ori accelerația gravitațională, care e 9,81, ori coeficientul de frecare. Cât e Marius? Ai calculat? Ai calculat Marius? Nu. Ai calculat? Ei bine, dacă există vreun șofer care poate să facă toată această ecuație completă și să-mi zic că distanța totală de oprire a unei mașini este la 100 la oră de 62 de metri, vreau să învăț și eu de la el cum face treaba asta. Și atunci, tu cum poți să-ți asumi că circul cu viteză, într-o zonă în care în mod normal ar trebui să ai 60, localități, să zicem, nu, localități, când te apropii trebuie să ai 25 de km la oră, da? Când te apropii de trecerea, de, trecerea de, pietoni? De pietoni și sunt pieton pe trecerea de pietoni. Eu așa știu, așa am învățat. Eu știu că poliția zice că trebuie să reduci, până la evitarea oricărui pericol. Adică e atât de simplu. Da. Uite, chiar o să ne uităm în da, codul rutier. Nu știu cum e, dar așa știu eu. Eu știu adică oricum ești vinovat. Automat n-ai redus viteza până la evitarea oricărui pericol dacă ceva s-a întâmplat. Deci exact, ești vinovat. Exact, adică exact. Nu. Și fii atent, hai să mai facem să mai dăm un exemplu. Să zicem că mașina la 100 de km la oră oprește în 62 de metri. Hai să vezi cât de mult se poate schimba scenariul și cât de dramatic dacă nu conștientizezi pericolele, ești pe telefon și reacționezi la 100 la oră 0,2 secunde mai târziu. Dacă la 100 de km la oră reacționezi, bă, ce înseamnă 0,2 secunde? Nimic. Închizi ochii odată. Da. Ai strănutat la volan, ai închis ochii, au cred trecut 0,2. Mult de 0,2. Bă, zi 0,2 secunde. Da. Dacă la 100 la oră reacționezi 0,2 secunde mai târziu, știi cu cât lovești obstacolul pe care l-ai evitat în prima situație? Apare o viteză reziduală acolo. 38 la oră. Am, 38 la oră e ceva. Deci în punctul în care în primul caz te-ai oprit, în cazul doar 2 în care 02. Doar pentru că ai reacționat 0,2 secunde mai târziu, lovești obstacol cu 38 la oră. Mam. Și aici intervine o altă discuție prin care ai văzut că în jurul zonelor populate de copii ai indicatorul ăla de 30 pe care, bă, nu-l respectă nimeni. A, îți dai seama. Și cum să zic, mai ales când sunt copii stânga-dreapta pe trotuar. Știi de ce autoritățile pun nu o astfel... fac nimic? Nu știu. Știi de ce? Hai să nu fim atât de... Bă, sunt. Hai să fim n-am optimiști. Cum să nu fiu. Da. Adică... Nu mă întrerupe, lasă-mă că te e rog. Important. Okay. Fii atent. Știi de ce pun ei 30 de kilometri la oră într-o astfel de zonă? Dacă domnul Marius poate să facă un pic de ilustrație nu la pot. Un moment dat, nu o să facă nimic ilustrație, bine, o să vă dau da. Un grafic. Da. Și o să vedeți că... În zona respectivă, autoritățile au pus 30 de kilometri la oră pentru că s-au gândit la următorul lucru.
dacă ție ți-a sărit un copil în față, da, la 10 metri, la 13 metri, la 1 metru și l-ai lovit din plin cu 30 la oră, nu vorbim acum de situații în care ai trecut peste el cu mașina, dar l-ai lovit și da. L-ai dat pe jos, da? Da, l-ai aruncat. Riscul de a-l omorâ este infim. De la 0 până la 30 de kilometri la oră, șansele să omori un om, dacă îl lovești, sunt de până în 10%. La mine sunt de 70%, că mă uit la Toyota. La tine, da. La mașina ta, adică, da. Dar fii atent. Mașine fii atent. Normale. Da. Deci de la 0 la 30 ai 10% risc de ucidere, după care ce se întâmplă? De la 30 la 50 la oră, crește. Curba crește exponențial. Da. Și de la 30 până când ajungi la 50 la oră, ai risc de 80%. Deci îi pun această limită de viteză să se asigure că, indiferent da. Dacă tu apuci să frânezi sau nu, bă, nu-l omori. Da. Da. Ei bine, acum urmează partea cealaltă. Da. Pietonii. Pietonii, da. Da. Școală, eu aș face educați. Curs, eu educați. Aș face un curs și încă nu e timpul pierdut de cum să traversezi corect. Și aș băga chestia asta în școli, dar băi, adică da. Intensiv. Și eu, da. Da, în loc de religie. Aici există... Educație civică. Sau exact. Ceva. Aici există două componente importante. Ce face poliția cu pietonul, ce face pietonul când traversează. Okay. De ce spun asta? Pietonul, chiar dacă are prioritate pe trecerea de pietoni, are foarte multe obligații. Așa cum ai spus și tu mai devreme, în momentul în care ai pus piciorul pe trecere, dacă mașina vine cu 100 de kilometri, nu se ridice un zid care o să oprească mașina. Tu trebuie să conștientizezi că acea mașină, da, are nevoie de o anumită distanță ca să oprească, să te lovească. Da. Ei bine, tu gândește-te că văd des oameni care, cu toate că mașina care se apropie de ei din partea stângă, da, vine cu viteză, pentru că el au acest drept și au prioritate, da? Începe traversarea, nici măcar nu se mai uită în stânga. Bă, ăla trebuie să oprească. Dacă te uiți, ești slab și exact. Fătălău. Nu trebuie să te uiți. Așa, mă rog, nu știu dacă ești fătălău, dar ești fătălău. Inconștient. După care urmează situația în care oamenii merg paralel cu drumul și când ajung pe trecerea de pieton, da. La fel, bang, dintr-o dată traversează. Da. Sau oameni care traversează în alergare. Nu mai zic. Sau oameni care traversează pe diagonală. Ei încep traversarea, e trecerea de pieton la 10 metri de ei, da. Dar pentru că se grăbesc, nu mai așteaptă să se ducă până pe trecere și încep da. Traversarea cu 10 metri mai aproape sau mai departe de trecerea de pietoni. Și aici eu aș vrea, sau mi-ar plăcea ca în lumea ideală în care îmi doresc eu să trăiesc, ca poliția să ia măsuri. Să ia, de ce da. Spun asta? Tu gândește-te că în momentul în care pietonul s-a angajat în traversare incorrect pe trecerea de pietoni, adică e o mașină care a respectat viteza și e la un metru de trecere și nu o să poată să oprească pentru că are nevoie de timp de reacție. Se oprește după trecere, chiar exact, dacă vrea. Exact, și te lovește. Da. Eu aș amenda pietonul. Și spun și okay. De ce nu amendează poliția pietonul. Am vorbit chiar cu cineva din minister. Este foarte greu. Aici vine următoarea discuție. Dacă e vorba de un bătrân, da, care știi bine cum sunt bătrânii în România, că sunt deoropsiți și că au pensii mici da. Și că sunt necăjiți și așa mai da. Departe și nu au medicamente. Da. Și tu le iei ca polițist și dai o amendă, ce zice opinia publică? Bă, nenorocit, în loc să-l amendeze pe ăla, că a venit cu viteză. Deci asta e percepția. Opinia orice publică se întâmplă, în România e greșită. Da, tot orice timp. Se întâmplă, pietonul nu-i devină. Nu e adevărat. Am caz concret în care un permis a fost suspendat pentru că nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni când pietonii aveau culoarea roșie a semaforului. Da, asta e o eroare mare. Nu e o eroare, polițistul i-a luat permisul. Omul a făcut contestație sau sunt tribunal și judecătorul i-a dat dreptate polițistului. Și motivația a fost foarte simplă. Stăteai în ploaie? Nu puteai să-l lasă să treacă? Da, nu știu cum e aici cu... Uite așa e, da. Pentru că așa o vede judecătorul. Eu am fost frustrat și am zis, stai mă frate că avem niște legi, adică ce facem acum? Da. Poliția și oamenii de lege și așa mai departe spun că pietonul are prioritate chiar dacă trece prin colțul străzii și nu e trecere da. De pieton, pentru că e pieton. Codul rutier spune altceva. Pentru că e pieton, codul rutier spune altceva, dar ei așa percep lucrurile. Au fost cazuri în care oamenii au traversat pe trecerea de pietoni pe bicicletă. Neavând niciun drept de prioritate, pentru da. Că bicicleta face parte din trafic, e mașină, e ca și cum eu mașină întoarce pe trecerea de pietoni și aș avea pretenția ca celelalte mașini să-mi dea prioritate că eu sunt în mașină, deci pe trecerea de pietoni. Și au fost cazuri în care oamenii au dat cu mașina peste bicicliști. Că s-au înjurat, s-au făcut, mă, te iau pe capot. Tu ești de vină ca șofer, deci nu o să fie niciodată pietonul de vină. Da.
Sunt ferm convins că poliția ia astfel de măsuri și amendează pietonii pentru că au acolo un nomenclator de amenzi pe care trebuie să-l dea ca să arate la sfârșitul anului că au făcut și prevenție de viteză. Uite, am montat radare în zonele respective și am făcut asta. Uite, am luat atâtea permise pentru neacordare de trecere de pietoni. Uite, am amendat atâția pietoni că au traversat strada ilegal. Ne-am făcut treaba. Știu cazuri de polițiști care au uitat în poliția rutieră și au zis: eu vreau să fac dreptate, că eu sunt corect și amendez de rup pe toată lumea. Și au fost chemați de birou, în birou de șeful lor. Ce, băi, nebunit? Păi stai, domnule, nu fac. Bă, Zoro, Zoro. Să faci tu meseria, dar trebuie să ținem un echilibru. Și atunci lucrurile astea se întâmplă. Eu mi-aș dori ca, așa cum spui tu, copiii noștri să primească o educație în școală. Am prieteni de ani de zile care au copii de 18 ani pe care i-am văzut la trecerea pietoni într-un semafor în care roșu ține 15 minute, mă. Roșu pentru pietoni. Și l-am văzut pe băiatul ăla, a stat așa, mă, și a n-a traversat. Așa. Bă, n-a traversat. Da. Și i-am scris: fratele meu, sunt mândru de tine, ești nebun, ce educație ai dat copilului să poată să facă chestia asta, mi se pare senzațional. E senzațional. Așa e. Copilul meu și copiii tăi și copiii mei, mai mult ca sigur, vor primi educația asta. Dar sunt alții care nu o primesc. Nu o primesc. Pe mine m-a lovit mașina în liceu. Pe trecerea pietoni. Bine, tu erai un caz special. Ai fost răcit când erai mic. Da. Deci pe mine m-a lovit mașina pe trecerea pietoni pentru că am traversat pe roșu, alergând după autobuz și bazându-mă pe colegul meu, Dragoș Guțoi, care purta ochelari. Mergeam fața mea în fugă, eu m-am uitat în stânga prima dată, am văzut că vin mașini, am pus mâna pe ăsta, l-am simțit că e în fața mea, mă uitam să nu mă ia ăștia și n-am mai apucat să mă uit în dreapta. Dat un Golf 2, una maxilar, dar n-am înțeles nimic ce s-a întâmplat. Păi și cum a venit din dreapta? Păi a venit din dreapta, că eu... Nu? A, din dreapta de pe când am... Am înțeles, da, gata, da, trecut de jumătatea drumului, n-am mai apucat să mă întorc în dreapta, că din stânga venea o mașină de bancă. Și zic, să nu mă lovească asta, că e jale. Că pică banii aia peste și mine. Și în față era Guțoi. Și ne-a luat pe amândoi mașina, adică și pe el și pe mine. Da, 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 da. N-am pățit nimic, nu s-a întâmplat. Dar m-a lovit mașina. De ce m-a lovit mașina? Că am fost prost, nu pot să zic altfel. Nu traversez în fugă, nu traversez pe roșu, nu merită niciun autobuz, niciun job, niciun interviu, nicio femeie, nicio partidă de amor să... Tu ai ceva cu partida de amor. Da, da, da. Cred că sufăr de treaba asta. Opa, doamna, doamna. Da. Așa. Nu merită să știu de chestia asta pentru că în tinerețe mai primeam și eu anumite mesaje de alea, gen sunt singur acasă, vino repede, știi? Și îți pierdeai mințile când primeai mesaje de genul, știi? Am înțeles. Poate nu toți bărbații sunt așa... Dornici. Sensibil. Sensibil. În fine, fii atent, da, că mai era un aspect aici. Te rog. Poliția preferă să amendeze șoferul din simplu motiv că șansele ca șoferul să aibă actele la el sunt mai mari, clar, decât șansele ca pietonul să aibă actele la el. Da, un copil, da, să aibă buletinul, da, el și mai departe. Și atunci, gândește că dacă ar trebui să amendeze pietonul și n-ar avea buletin la el, trebuie să-l facă cumva să legitimeze, să te ducă la secție, să-l caute în baza de date. Mult și mai mult timp, exact, mai multă hârtogărie. Și atunci e mai simplu, pe aceiași, da, bani, cum ar să amendezi, da, să amendezi șoferul. Pe aceiași bani. Ceea ce e total greșit. Mi se pare o atitudine delăsătoare și care nu o să schimbe absolut nimic cât de mult ne chinuim noi. Eu sunt ferm convins că în România, în momentul de față, oamenii politici nu vor să facă schimbări de genul ăsta de frică. Hai că au început acum. Au început? Cu ce? Cu parcările? Cu parcările că au mărit prețul de 10 ori? Cu condusul defensiv. Legea cu... Da, hai spune-ne de legea cu condusul defensiv, că sunt ferm convins că mulți oameni nu știu, că nici eu n-aș fi știut dacă nu mi-ai fi spus tu. N-am extrem de multe date deocamdată, în sensul în care s-a votat această lege care nu obligă, atenție, nu obligă șoferii să facă un curs de condus defensiv, dar le recomandă. Cu beneficiu principal că în momentul în care ai absolvit un astfel de curs și faci dovada că ai plătit din surse proprii sau, mă rog, firma, poți să deduci această cheltuială din taxe, din impozitul pe care în mod normal trebuie să-l plătești tu la final de an, la casă, la mașină, firmele, impozit pe venit sau pe profit. Legea a fost promulgată de președinte, încă nu s-au publicat normele de aplicare și care sunt școlile care vor putea să facă treaba asta. Dar sunt deja în discuții cu o casă de avocatură și cu niște experți financiari care îmi vor oferi informațiile necesare informării publicului și anunțării pe site-ul nostru. Dacă, de exemplu, mâine faci un curs cu noi și normele de aplicare se publică peste 6 luni, dacă îl poți deduce sau nu. Okay. Dar până nu am informațiile astea clare de la experți, da, în domeniu, nu pot să mă pronunț. Bă, asta e...
E o chestie extraordinară. Mie mi se pare că e o chestie extraordinară pentru că infrastructura nu se poate schimba peste noapte. Mentalitatea oamenilor nu se poate schimba peste noapte. Na, e cred că cea mai simplă metodă prin care am plecat de undeva. Nu mai suntem la zero, da? Corect. Deci zero nu mai am plecat, mergem înainte acum. Și eu zic că în maxim 2 ani se vor vedea aceste cifre și în studiile pe care le fac cei de la Uniunea Europeană, cei care se ocupă de siguranța rutieră și așa mai departe. Bă, eu sunt ferm convins. Noi suntem pe locul 1 în continuare. Cred că anul ăsta, 2021, am terminat pe locul 2, cred că e Bulgaria în fața noastră. Dar, na, nu e da, îmbucurător. Eu sunt ferm convins că chiar dacă, să zicem, doar companiile vor avea acces la acest produs. Ca să nu doar așa. Companiile, până și persoanele fizice. Orice persoană fizică, sau mă rog, persoanele fizice care au ceva pe numele lor, o casă, o mașină, au un impozit de plată la final. A, serios? De an. Da. Eu, ce tare. Bravo. Da. Treabă bună. De asta spuneam, chiar dacă era doar pentru companii și companiile își trimiteau angajații la aceste cursuri, cu siguranță un plus se vedea, pentru că și acei angajați merg pe stradă și acei angajați fac accidente, că na, se întâmplă, că nu știu că există această necunoaștere de care oamenii o iau așa, by default. La companii, da, beneficiile sunt și altele. Beneficiile sunt legate de exploatarea corectă a mașinii. Bineînțeles, costuri scăzute, de exploatare, de consum, da, de exploatare, anvelope, accidente. Imagine pe piață. Ai văzut că sunt mașini pe spatele cărora scrie. Șofer indisciplinat, sună da, la. Da, sună la, da. Bine, mi s-a întâmplat și să sun la și să nu mă bage nimeni în seamă, dar mi s-a întâmplat și să sun la. Eu am făcut reclamație la Bolt. N-am luat bani de la Bolt, calmează-te. Dar am făcut reclamație și oamenii mi-au răspuns și chiar am pus pe story și le-am spus, uite, dacă aveți probleme în trafic cu șoferii de Bolt, pe care scrie Bolt, că na, altfel n-ai de unde să știi dacă e Uber sau Bolt sau ce mama lui e, poți dai un mail la Bolt și spui, uite domn, șoferii indisciplinat, uite, poza ăsta e, mi-a făcut asta. Acum, dacă oamenii răspund, Da. Că iau măsuri, că nu iau măsuri, da. Da, mi s-a întâmplat la un moment dat, eram pe drumul de la Drajna către Slobozia, între autostradă și Slobozia, două tiruri mergeau unul în spatele celuilalt, eu am intrat să-l depășesc pe primul, stătea foarte aproape. Așa cum merg ei băieții profesioniști, da, foarte frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului. Exact, îmi venea mașină din față, dar aveam timp să-l depășesc și pe al doilea, dacă acceleram un pic mai tare. Și ce crezi că a făcut cel din față în momentul în care a văzut, el corect a înțeles că vreau să mă bag între ei, a tras ușor stânga să mă bage în șanț. De ce? Oare? N-am înțeles de ce s-a întâmplat treaba asta, cert e că am frânat, am intrat la loc în spatele primului tir. Am sunat la numărul de telefon de acolo, am sunat la poliție la 112. Îți povestesc și cu poliția. I-a oprit poliția pe amândoi, le-a luat permisul de conducere, a venit inclusiv patronul firmei de la care făceau parte acei doi oameni ca să-și ceară scuze că, domne, îmi pare rău, incredibil, de mâine le desfac contractul de muncă și așa mai departe. Da, legat de, dacă tot vorbim de accidentele în trafic și de road rage-ul ăsta pe care toată lumea îl vrea, la mine cel puțin, pe live, dacă, Doamne ferește, am vreo discuție cu vreun participant în trafic, e nebunește lumea, e tot ce vor să vadă. Legat de chestia asta, eu am făcut un clip și le-am spus că nu are cum să aducă ceva bun niciodată. Adică în momentul în care te enervezi și intri într-o altercație în trafic, chiar dacă eu n-am intenția de a-l omorâ, de a-l lovi, de a-i face ceva fizic omului și intenția mea este doar să-l opresc, să-i explic că e prost, de asta e intenția mea, fără să-l jignesc, adică fără să-l înjur sau așa, nu are cum să aducă ceva bun chestia asta. Tot ceea ce puteți să faceți este să filmați, că aveți telefoane acum și toată lumea ați văzut că se întâmplă ceva. Filmează-i un lucru bun. Sau poate aveți cameră de bord, da, ca să nu filmați. Cameră de bord, da. Eu acum ce fac? Vreau să te și combat un pic. Da, nicio problemă. Am avut un caz de genul ăsta, m-am dus la poliție și am zis, doamne, ce fac? Ce fac eu în cazul ăsta? Că uite, l-am avut pe unul în trafic, m-a înjurat, mi-a scos limba, adică mi-a făcut rele. A, ți-a scos limba? Da. Cum fac eu acum? Care e procedura normală? Pentru că știu că în codul rutier s-a băgat o chestie de asta cu condusul agresiv, cu semne obscene, cum. Problema e că poliția nu ia în considerare, nu poate lua în considerare faptele tale dacă un polițist nu a fost acolo sau dacă faptele nu sunt filmate cu o cameră omologată a poliției. Da, eu cred că asta se va schimba destul de repede. Dar ce pot să vă spun este că polițistul, dacă tu îi arăți un video în care îi arăți întâmplarea aia, el poate amenda pe baza videoului, deci el îl ia personal în considerare că a văzut, dar
această probă nu poate fi folosită în instanță, dar el constată și în urma videoului arătat de tine poate, poate să duce... tranșeze mai ușor disputa, pentru că eu m-am dus și el a zis, dacă tu faci o plângere, eu va trebui să-l găsesc pe șoferul respectiv, să-l chem aici, să dea și el o declarație, după care să vă chem pe amândoi, să vă pun față în față, să confruntăm discuția asta, ca eu să-mi dau seama cine a fost de vină. Dacă tu ai un video, clar, e mult mai simplu. Clar. Și atunci aș putea să aplic o amendă. Dar sfatul meu ca polițist, ce mi-a spus omul, sfatul meu ca polițist este, dacă se întâmplă o altercație de genul ăsta, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să sunați la 112, chiar dacă 112 este un serviciu de urgență, sunați la 112, spuneți ce se întâmplă. Cei de la 112 vor transmite către echipajele de poliție din zonă. Da? Dacă există un echipaj de poliție din zonă, acesta va opri mașina cu siguranță. Nu pot amenda pe baza declarației tale că îi spui, domne, a trecut pe roșu. L-am văzut, el nu poate să ia permisul pe chestia asta, dar dacă tu îi arăți un video, cu siguranță polițistul poate să îi mai pună bețe în roate, să-l caute de trusă, să-l caute de lucruri. Poliția la noi n-are așa o libertate de a face dreptate cum ar trebui să se facă, dar lucrurile se pot întâmpla și ăsta este cel mai bun lucru pe care voi trebuie să-l faceți. Nu trebuie să vă faceți dreptate singuri, nu trebuie să încercați să lăsați sentimentele să vă cuprindă și să faceți niște lucruri, chiar dacă omul respectiv, exact cum spui tu, fără niciun motiv, s-a băgat să te scoată în șanță, nu știu ce. Eu când am absolvit permisul de profesioniști, domnul polițist acolo care ne-a dat examenul ne-a spus foarte clar: băi, proștilor, voi de acum sunteți profesioniști. Voi, pentru că sunteți profesioniști, trebuie să aveți grijă de șoferii amatori în trafic. Da. Voi nu trebuie să intrați în altercații, voi nu trebuie să puneți frâne în față, voi nu trebuie să faceți lucrul ăsta, pentru că voi sunteți profesioniști. Iar eu când am discuții, că am mai avut discuții cu anumiți stiliști, îi întreb: bă, tu ești prost? Ești prost? Nu ți-a zis și ție polițistul când ți-a luat permisul că trebuie să ai grijă că tu ești profesionist? Tu te pui la mintea mea, care ești amator? Poate eu sunt amator. Te pui la mintea mea cu mașina de 25 de tone, te bagi peste mine, vii. Ce înseamnă chestia asta? Da. Tu ești profesionist, tu nu ai cum să intri în jocul ăsta. Tu trebuie să fii relaxat, tu lași pe ăștia că stai... Cum? Tu cu dita mai camionul, dita mai tirul, te pui la mintea unei mașini? Te faci spre mine, eu cu Passatul, tu cu tirul și te faci spre mine, facem, ce facem, ne batem, ce, stai proști la cap? Nu există chestia asta. Dar, pentru că nivelul de cultură este foarte scăzut și pentru că nu li se explică lucrurile astea în școală, în școala de șoferi, în școala primară, în liceu, în facultate, în ce vrei tu, și oamenii, chiar dacă ar fi gratuite aceste cursuri, eu îți garantez că mulți n-ar veni, pentru că știi cum e discuția. Ce mă învață pe mine ăla, mă, că eu am 1 milion de kilometri? Ce să mă învețe ăla pe mine? Tu crezi că ești deșteptăciunea întruchipată? Asta e treaba noastră, adică, asta e treaba noastră, tu cum să crezi că ne nu... folosim de acest context și să-i atragem la circuit, da, să-i atragem deci la cursuri. Deci eu asta spun, felul cum zic că sunt foarte mulți bărbați, pentru că sunt bărbați și bărbații știu să conducă by default. Deci nu contează. Că au pe... Ce mă permis să mă învață să conduc? Nu. Îți oferă niște experiențe, îți oferă un pic de experiență de a merge pe stradă, ca să mergi. Nu te învață să folosești, conduci, mașina, zic. Da, da. Permisul te ajută să folosești, mașina. Nu te învață să conduci. Dacă vrei să o conduci cum trebuie, atunci... De asta spun. Adică ne întoarcem iar la partea aia cu conul, știi, și cu distanța de frânare. Poate n-ați înțeles. Omul ăsta zice următorul lucru. Voi nu puteți să puneți un obstacol într-o parcare. La ce distanță vreți voi? La unde vreți voi? Puneți un obstacol și veniți cu o viteză de 50 la oră, vă luați un punct și frânați de urgență, adică frânați blană, să vă opriți cât mai aproape de obstacol. Nu se poate. Ca asta. Să-mi arăți că estimez corect ca viteza. Ca să-mi arăți că estimez corect viteza și distanța de frânare, distanța de frânare a mașinii tale. Eu vă garantez, puteți să faceți exercițiu ăsta, luați orice, o sticlă de apă de 2 litri goală, plină, cum vreți voi, și mergeți cu 60 la oră și încercați să frânați de urgență, adică cât puteți voi de tare să apăsați pe pedală și să estimați punctul din care trebuie să frânați până când să vă opriți cel mai aproape de obstacol. Puteți să îmi puneți și pe Instagram taguri și așa mai departe cu rezultatele voastre. Păi bine, nu după ce ai făcut de 100 de ori. Nu, că șansă, nu după ce ai făcut de 100 de ori. Șansă, ai, da, o singură șansă. Da, nu, nu. Sau puteți să faceți de 100 de ori, dar mutând obstacolul. Da, 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 să-l mutați și să încercați. E un lucru care vă ajută. Nu vă face niciun... nu știu, niciun dezavantaj, vă ajută să fiți mai buni, să puteți să estimați, să faceți chestii de genul ăsta. Noi n-am reușit. Hai că am încercat să-l păcălesc pe Silviu cu frâna la jumate, apăsată tare aproape acolo ca să aprindă avariile, să nu știu ce. N-am reușit să-l păcălesc și nici n-am reușit să mă apropii de vreo performanță în chestia asta. Dar parcă și... a putut Dobrescu.
Dobrescu e... Sau nu? Cine a frânat? Nu mai știu. Francis, parcă. Da, nu mai știu da, cine, în fine, a frânat, cineva a reușit. Dar, da, bravo, Francis, cred că a fost care a venit bine, aproape rău de jalon. Și asta spun, niște lucruri pe care puteți să le faceți și voi să le încercați. Și aia cu evitarea la 100 la oră de jaloane, mi s-a părut așa brain freeze. Adică nu mai vedeam jaloanele, nu înțelegeam nimic. Era atât de strâmb totul, adică a fost o chestie de noroc, cred. Când am trecut fără să le ating, adică nu pot să zic că am făcut ceva în plus față de data când le-am atins. Pur și simplu s-a întâmplat. Da, și au fost niște chestii interesante pe care nu credeam că le văd la un curs de conducere preventivă, să faci evitare de obstacol la 100 la oră. Aia l-a fost bonus, că ăla era deja din modulul 2. Am înțeles, ok. Da, dacă ai venit tu, da, cu Dobrescu, acolo am zis, nebun, ăștia dar, 60. Da. Se întâmplă lucruri, nu luați lucrurile așa... by default, că hai că am experiență, că am mers, uite, eu merg cu mașina de 10 ani și nu mi s-a întâmplat nimic. Că e același lucru cu, domne, eu am avut motocicletă și n-am avut niciun accident niciodată. Sunt chestii de noroc. Da, sunt chestii de noroc, sunt chestii de șansă. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Am prieteni care și-au luat motocicletă și au mers extra careful, vorba aia, și i-au lovit pe la semafor de vreo două ori. Odată un Matiz l-a luat pe capotă, odată un BMW, adică de două ori e același om. Iartă-mă, eu am și cumpărat recuzită de aici, da, din benzinăria OMV. Da, au X5, modelul vechi. Mergem noi pe partea tehnică un pic, că am fost filozof destul. Stai că am aici treaba. Vreau să mai povestim odată cum se traversează corect pe trecerea pietoni, că n-am discutat de chestia asta și sunt. Păi fel... dacă m-ai întrerupt, mi-am pierdut ideea. Tocmai de asta. Mamă, să vezi acum ce o să facă oamenii în comentarii. Îți dai seama, Doamne, mă distrug. Dumnezeule. Mă distrug. Da, deci vreau să facem aici o procedură de ce ar trebui să facă un pieton când trebuie să traverseze pe trecerea pietoni și ce trebuie să facă un șofer când se apropie de trecerea pietoni. Să le discutăm, să fie... Să o ținem simplu, așa, nu? Da, să fie simplu. Mie mi se pare că este extrem de simplu din partea unui șofer, ca în momentul în care întâlnește indicatorul de trecere de pietoni, să ia piciorul din accelerație. Atât. Dacă face treaba asta și a luat piciorul din accelerație și s-a asigurat stânga-dreapta pe trecere că nu există pericole, nu există pietoni care vor să traverseze strada, este arhisuficient. Și da, în momentul în care vezi că în jurul trecerii, chiar dacă sunt pe trotuar, nu sunt aproape de trecere, există pietoni, bă, redu viteza. Ține piciorul acolo deasupra frânei, pentru că timpul tău de reacție va fi mult mai mic, va fi 0, da, ceva. Da. Dacă tu vei fi nevoit să iei piciorul din accelerație și să-l pui pe frână, o să-ți ia, așa cum am zis, poate chiar o secundă. Niște metri contează. În schimb, dacă tu ai văzut indicatorul de trecere, ai luat piciorul deja din accelerație și îl ții deasupra frânei, timpul tău de reacție practic nu mai există. Deci începi frânarea direct. Instant. Adică instant. Metrii deci scurtezi aia care sunt distanța acolo, da, de oprire a mașinii. Da. În ceea ce privește pietonul, o să fac o glumă acum. Știi cum cred că înveți să treci corect dacă ai copii în cărucior? Pentru că știi cum e când ești singur, mai ales când eram eu tânăr. Eu când eram tânăr și mai uitam și la filme de-astea cu SF, cu nebunii, cu mașini. Ce ai găsat pe stele dacă aici? Da, aveam senzația că dacă vine mașina, sar... pun un picior pe capot, un picior pe parbriză și am sărit peste ea, cum ce vedeam mare în filme. Și mecherie, păi da? Da, doar că acum n-am o vârstă, o hernie de disc, hernie cervicală, nu mai sară. Bă, nu mai pot să sară acum, trebuie să mă asigur. Exact. Și trebuie să am grijă și de copilul pe care l-am în căruț. Corect. Și atunci, cum traversez eu? Și eu cred că treaba asta se întâmplă și dacă n-ai copil în căruț. În momentul în care mă angajez în traversare, prima dată, atenție, nu pun piciorul pe trecere. Prima dată mă asigur de trafic. Mă uit în partea stângă, dacă sunt pe partea, da? Mă uit în partea stângă și mă asigur că încep mașinile să reducă viteza. Eu nu fac, atenție, nu pun piciorul pe trecere deocamdată. Ești pe trotuar, ok? Când văd că oamenii au sesizat, șoferii au sesizat prezența mea, că eu sunt pe trotuar și văd că încep să reducă viteza, îți scoți în pantoful și arunci în geamul ăla care nu s-a oprit. Exact. În momentul ăla am pus un picior pe trecere, da? Și mă asigur că mașina, dacă avem un drum cu mai multe benzi pe același sens, 1, 2, 3, cum e Bulevardul Timișoara, că eu strada o traversez destul de des cu copilul, că mă duc el în parc, mă asigur că se opresc toate cele trei mașini și atenție, și câteva în spatele lor. Te înjură ăia. Hai, hai, hai. Nu mă interesează. Vreau să zic ce se întâmplă în momentul următor? Încep să traversez
atenție, fără să mă grăbesc, dar nici să stau pe telefon, mai sunt unii care visez, rău, da. Nu. Într-un ritm alert, dar fără să alerg. Și în timp ce traversez, vă recomand să faceți treaba asta, am văzut și într-un un videoclip în Japonia, le mulțumesc oamenilor. Îl ridic o mână și aplec capul. Bă, chestia asta ține de omenie, le oferă o bunăstare oamenilor care s-au oferit posibilitatea să treci pe trecerea de pietoni. E un gest mic care face atât de multe enorm. Lucruri. Exact. Nu-ți imaginezi cât de bine... Adică, eu, de exemplu, în trafic, dacă am o discuție cu un om, bă, ai făcut... Ce-am făcut, mă? Bă, ai făcut aia. Bă, iartă-mă. Gata, frate. Salut, frate. Mie mi s-a luminat ziua aici. Am putut să vorbesc cu un om pe care nu-l cunosc și am avut o divergență, să zicem, și am putut să avem un dialog fără să ne insultăm, fără să ne aducem injurii. Și la sfârșit ne-am și mulțumit unul altuia și ia uite bă, că există oameni. Exact, dă o senzație de asta plăcută, știi? Exact. Decât hate, înjurături, nu te oprești la trecerea de pietoni, îți dă la cu mașina, cu mâna în mașină, tu te dai jos, de ce dai în mașina mea, că n-ai niciun drept, ce ești tu polițist, ăla păi nu mi-ai dat prioritate, păi da, dar e dreptul meu să nu-ți dau prioritate, nu vreau să-ți dau prioritate, ce mă obligi tu să-ți dau, să vină polițistul să-mi ia permisul, că nu ți-am dat. E treaba mea, poate eu vreau să rămân fără permis, dar tu rămâi fără viață, fără picioare, fără lucruri. Nu are niciun rost să fii mândri. Cred că mi s-a întâmplat și mie că stătea pe telefon sau ceva de genul ăsta. Da, deci mi s-a întâmplat. Mi s-au întâmplat lucruri. Mi s-au întâmplat cu mașina electrică, hibridă, care nu face zgomot, ceea ce mi se pare incredibil că niște oameni, niște mărci atât de mari și consacrate care au putut să producă niște mașini electrice care nu fac zgomot la deplasare. Acum fac, cam toate ai văzut. Acum fac, dar există mașinile care circulă, am eu, care nu produce zgomot. De ce nu? Măcar e chemare. Bă, vină cu aici, spun un bipăit ăla, o ceva, pentru că e o problemă. Oamenii merg pe stradă, nu te aud din spate, tu vii, îl claxonezi. În momentul în care l-ai claxonat, s-a speriat, automat apare, știi? Bă, frate, ce faci? M-ai speriat? Da, înțeleg. Stai, frate, eu ce să fac dacă tu nu mă auzi și tot așa, știi? Adică sunt multe lucruri care se întâmplă și sunt multe lucruri care, repet, țin de educație. Eu explic, ești pe stradă. N-ai niciun drept, mergi pe stradă, mergi pe trotuar, de ce? Ce faci, domne? N-ai loc de mine, haide, domne! E dreptul meu să merg pe aici cu mașina, adică, știi ce tu zic? Te și lovești de ei, mă, frate. Am magnet. Eu cred că tu mergi pe alte drumuri. Am magnet și îi atrag. Și de asta spun, mi se întâmplă, încerc să le explic în secundele alea cât pot, știi, cât trec, că nu au mai multe vieți și că nu merită nimic ca ei să pățească ceva și eu să-mi văd de viața mea în continuare. Poate nu pățesc nimic. Adică, poate nu pățesc nimic. Și oricum nu încălzește cu nimic. Deci am discutat asta cu trecerea de pietoni. Adică am... Lămurit-o. Am lămurit-o în ideea... Nu știu, pietonul trebuie să știe că prioritatea lui începe în momentul în care pune piciorul pe trecerea de pietoni. Sfatul meu propriu și personal este să înceapă traversarea pe banda respectivă în momentul în care mașina s-a oprit. Da, nu în momentul în care mașina încă rulează spre el cu viteză mică. Da, și eu am dat din greșeală un singur exemplu când vin mașini doar din stânga. Cred că este clar de la sine înțeles că în momentul în care e un drum cu o bandă pe un sens, o bandă pe celălalt sens, faci, procedezi în aceeași manieră. Și când treci de axul drumului. Exact. Adică te-ai oprit... S-a oprit banda 1, exact. Ai început traversarea, nu treci de banda 1 până banda 2 nu se oprește. S-a oprit și banda 2, îți continui traversarea, ai grijă dacă e linie de tramvai, că poate vine tramvaiul sau vreun Audi. Pe linie de tramvai. Da, deci poate să vină și ăla pe linia de tramvai, care pe linia de tramvai, dacă mai merge și cu anvelopele pe linia de BMW, se oprește și mai greu mașina respectivă, deci vă asigurați și pe linia de tramvai, după care schimbați privirea în partea dreaptă și... Vă uitați și în partea dreaptă și în partea stângă, că poate vine unul pe contrasens pe linia de tramvai, există și riscuri de genul ăsta, și faceți traversarea în momentul în care mașinile s-au oprit, pentru că altfel riscați lucruri. Adică ăla poate a redus, tu zici a redus, se oprește și s-a dus pedala la fund și nu se mai poate opri. Adică nu toate lucrurile care se întâmplă în trafic sunt lucruri intenționate, exact. Nu toată lumea vă vrea rău, nu toată lumea vrea să vă omoare, dar mașinile sunt niște chestii tehnice care... poate să dea fail mai devreme sau mai târziu. Adică, exact. Știi, n-aveam încredere în cum eram, femei și în frânele de Dacia, știi? Cu plăcuțe de Iași. Da, deci asta e o chestie. Iarăși aș vrea să le mai spun șoferilor că dacă drumul este cu 2, 3 sau 4 benzi pe sens și acesta este cu trecere de pietoni care nu are scoar,
voi aveți obligativitatea de a da prioritate pietonilor de pe sens opus din momentul în care își încep traversarea. Chiar dacă voi aveți 5 benzi pe sens, da, dacă nu este scoar la mijloc, aveți obligativitatea de a-i da prioritate. Adică sunt ferm convins că sunt foarte mulți oameni care consideră că nu trebuie să dea prioritate pentru că până ajunge pietonul la jumătatea drumului, nu este niciun pericol. Așa este, nu este niciun pericol, dar există doar pericolul prin care permisul vă este suspendat pentru că polițistul consideră că nu ați dat prioritate la trecerea pietoni. Da. Și e nasol. Adică asta așa, ca să vă țineți permisul în buzunar, dacă îl vreți. Dacă nu, nu e, orice pauză e ok. Eu am avut vreo 3 pauze în viața asta, deci e bine. E ok. Ce mai vorbim? Hai să vorbim, o dăm și pe zona tehnică. O dăm că am fost filozof de aici de suntem la zona tehnică, transfer de mase și puntea motoare. Aici, opa, da, opa, eu am făcut un live, nu un live, am dat un test recent. Am dat fail la toate. Ai dat fail? Da. Toți se gândesc, cum adică, domne, cum adică, păi când am punte motoare față, a pus mai mult pe față. Când... Da, nu are legătură puntea motoare cu transferul de mase și asta e o chestie tehnică de care eu am auzit prima dată la cursurile de conducere sportivă, că, repet, pe vremuri, asta zic, un prieten de-al meu s-a dus să facă aceste cursuri, după care a dat o mașină daună totală și a zis, du-te mă la ăla să-i ceri banii înapoi. Ai făcut cursuri și ai dat daună totală, știi ce zic? E clar că cursul a fost prost. Asta era o glumă, îți dai seama. Dar cursurile așa au început în România, aceste școli de defensive au început cu cursurile de pilotaj, unde oamenii mergeau să-și iau o hârtie, nu să învețe să conducă, că ei oricum știau că... Dar aveau nevoie de hârtie aia ca să fie piloți, știi? Și atunci plăteau o sumă de 1.000-1.500 de euro ca să primească acest curs de conducere sportivă, de pilotaj și așa mai departe, doar ca să poată să participe în campionatul național de raliuri, VTM și așa mai departe. Oricum ei știau. Deci oricum își pierdeau timpul acolo la școală, dar trebuia să dea banii ca să ia hârtia și să-și vadă de treabă. Alții în fine, n-are, treabă, dar... da, n-are importanță chestia asta. Trebuie să desenăm acum. Da, păi scot. Ai înțeles, recuzita, frumos. Și facem pe tehnic. Pe tehnic, pe tehnicus, tehnicus maximus. Te ajut? Nu. Să nu zici după aia că nu te-am ajutat cum face Marius. Marius, tu n-ai auzit, nu? Nu, mă, taie. Taie? Taie. Așa. Aveam cine mi-a mutat magnețimul, frate. Domnul Marius, să-mi spuneți dacă se aude. Se aude în cadru, e tot în regulă. Se aude. Uite, sunt și eu aici. Gata, mă, fii atent, o țin, am luat. Avem aici și scaun de bar. Tot ce vrei. Băi, e bine acum, se vede? Mai încoace? Tabla? E ok așa? Gata, frate, se vede. Asta e, asta e poziția mea. Se vede și de microfon? Se vede de toată lumea aici, nu? Păi, partea asta cu transferul de mase este extrem de importantă pentru că te ajută să iei decizii corecte în anumite situații. Inclusiv în situații periculoase, inclusiv în situații în care, nu știu, pur și simplu vrei să îi oferi un mașină un anumit comportament. Vorbisem noi în primul podcast despre cercul ICAM. Am făcut o explicație destul de sumară, lucrurile sunt mult mai complexe în spate, vă spusesem eu atunci că este de fapt un mod de a gândi, da? Și că nu trebuie să stai să te gândești că acel cerc este exact cum apasă anvelopa pe șosea și așa mai departe. Și cred că vreau să și aprofundăm un pic astăzi dacă avem timp. Da, avem. Legat de transferul de mase și de puntea motoare a unei mașini, vreau să lămurim un lucru. Nu contează puntea motoare atunci când vorbim de transferul de masă. De ce? Hai să facem în felul următor. O să desenez câte un cerc pentru fiecare roată în parte, da? A unei mașini. Uite, o să facem un cerc aici, un cerc aici, un cerc aici, un cerc aici. Astea sunt roțile văzute de sus. Asta este pata de contact, da? Okay. Este cercul lui cam pe care îl desenasem data trecută. O să înțelegi exact despre ce vorbesc. Vreau să te gândești la următorul... îți dau greu. Nu e mă greu, e ușor. Vreau să te gândești la următorul lucru. Asta este puntea față a mașinii, da? Punte față. Și asta e punte spate. Ia fi atent aici. Mașina asta are punte motoare față. Deci e punte motoare față. Da, e Golf 3. Fii atent. Punte motoare față, da? Ăsta lui să-l trag unde? Așa. Eu mă văd? Nu, că nu trebuie să te vezi tu. Eu trebuie să mă văd. Perfect. Așa. Deci, este o mașină
Asta e puntea față, da. Punte spate. Și avem în primul caz punte motoare spate, da? Mm-hmm. Punte motoare față, iartă-mă. Mm-hmm. În momentul în care mașina accelerează, unde se duce greutatea? Deci fii atent. În pe spate, situație, chiar dacă e în față, cum ar veni. În prima situație, da, accelerez, greutatea se duce pe spate. Ok. Bun. Simplu până aici. Da. După care avem punte motoare spate. Da. Mașina, din nou, accelerează. Ce să fac? Sticla, ia sticla. A, iartă-mă, frate. Da. E plasare de produs. Punte motoare spate, da? Da. În aceeași situație, mașina accelerează. Corect. Chiar dacă e punte motoare spate, inerția corpului respectiv este, acționează la fel. Așa este. Deci, greutatea se duce tot pe spate. Avem ambele punți motoare. Ambele punți motoare, uite, X5, da? X5, tati. X5 accelerează. Unde se duce greutatea? Tot pe spate. Tot pe spate. Deci, indiferent de puntea motoare, în momentul în care o mașină accelerează, hai să spunem, datorită inerției, greutatea se duce pe spate. Deci, eu voi apăsa mai mult pe puntea spate. Ok. Hai să ne gândim la grade. Dacă în momentul în care accelerez, da, greutatea se duce pe spate, înseamnă că o să apăs mai mult pe roțile de pe spate și nu spunem noi cu cât acum, dăm o valoare, cu un grad. Asta înseamnă că voi avea plus un grad aici, plus un grad aici, aici voi avea minus un grad, aici minus un grad, că iau greutatea de aici și o pun și aici. Și o duce acolo, corect. Ok? Bun. Asta înseamnă că cercul ăsta o să scadă. Se face mai mic. Se face mai mic, ăsta o să scadă. Da. Da? Ăsta o să crească. Da. Ăsta o să crească. Da. Cu ce crezi că mă ajută pe mine să știu treaba asta? Că aici cercul e mai mic și aici cercul e mai mare. M-ar ajuta, de exemplu, să știu că fiind pata de contact mai mică, direcția nu mai e așa precisă, să zicem, în momentul accelerării. Impropriu spus, pata de contact este, de fapt, forța care acționează pe plan vertical. Este o forță gravitațională, greutatea mașinii, practic, da? Apasă pe roata respectivă. Da. Știi cu ce mă ajută? Mă ajută, din punct de vedere, am zis că e un model de a gândi, un mod de a gândi. Mă ajută să știu că aici, apăsând mai mult pe roțile astea, roțile de pe puntea spate vor avea o aderență mai bună. Forțele pe care le pot transmite roțile astea către sol, da, vor putea să fie mai mari. De ce? Păi gândește-te așa. Uite, avem buretele ăsta, da? Avem un X5. Avem... Păi nu. E important să fie burete. Bine, să nu fie X5. Avem acest burete. Adică aveți grijă, nu conduceți X5, conduceți bureți. Da. Pe care ce crezi? Uite, nu exercit nicio forță verticală, da? Și îl împing. Da. Vezi ce ușor merge? Merge foarte ușor. Ok. Da? După care ce fac? Vin și apăs pe el. Și vreau să-l mut. Merge mult mai greu. Asta înseamnă că forțele pe care le pot transmit către sol în momentul în care apăs pe burete sunt mai mari. Așa este. Și mă ajută să controlez comportamentul mașinii. Știu că deocamdată n-ai înțeles. Dar mă gândeam la alte lucruri. Vrei să zic la ce mă gândeam? Da. Cum îl ajută pe Porsche Turbo faptul că el are tampoane de motor electronice ca motorul să nu se mai transmită pe spate și să nu mai transmită atât de multă putere pe puntea spate. Mă gândesc că îl ajută că avem motorul acolo în spate și așa e totul greu deja și să nu fie mult prea greu. Mai zi-mi o dată că m-ai pierdut. Porsche-le așa. Există, adică poate să aibă tampoane de motor electronice. Da. Care aceste tampoane care de motor compensează faptul că motorul se lasă ca să câștige niște lucruri la plecare. M-ai întrebat la ce mă gândeam. La asta mă gândeam. Acum fii atent. Fără să mă gândesc atât de departe, îți spun un singur lucru. Treaba asta ce compensează? În momentul în care mașina duce multă greutate pe spate, mare parte din tracțiune se va duce pe spate. Doar că o mașină va fi pusă mai eficient în mișcare de 4 roți care apasă pe sol, nu de 2. Corect. Normal. Înțelegi? Da. Dar asta, cum să zic, e un truc care ajută într-o mică măsură o mașină să accelereze. Dai seama că sunt mici diferențe acolo care contează față de concurență, la asta mă refer. Cu siguranță. Sunt mulți care fac șasiul ăsta adaptiv, care nu se lasă pe viraj și care... Când am aflat de informația asta era acum vreo 8 ani, cred. Uh-huh. Știu că am mers impresionat, știi? Ca în Turbo S, care tot așa, băi nene, intrai în viraj, mașina nu se inclina. Incredibil, da, bări stabilizatoare electronice, nebunii. Atenție, asta este o explicație din câte există. Da. Bun, unde-i buretele?
că trebuie să, trebuie să o luăm. Deci am stabilit ștergem? Că în momentul în care accelerezi, da? Da. Se duce greutatea pe spate. Fii atent, da. Facem același desen. O să avem un pic aici, îmi pare rău, n-am ce să vă fac. Nu e problemă. Facem același desen. Cerc pe față, cerc pe față, cerc pe spate, cerc pe spate, da? Da. Asta este puntea față. Da. Asta este puntea spate. Eu știu da. Că e ca la grădiniță. Nu contează. Să înțeleagă oamenii da. De la zero. E foarte bine. Da. Nu contează. Mașina asta e punte motoare față. Frânează. Unde se duce greutatea? În față. Deci avem punte motoare față, greutatea se duce pe față. Da. Mașina asta are punte motoare spate, frânează. Unde tot se pe duce? Față. Se duce tot pe față. E 4x4, frânează. Tot pe față. Tot pe față. Și atunci, când greutatea se duce de aici aici, se mărește aici pe față. Aici o să avem plus un grad, aici da. Să avem plus un grad, aici pleacă de pe unu, spate. Aici minus 1. Și atunci, cercul ăsta o să fie mai mic aici, cercul ăsta o să fie mai mic aici, cercul ăsta o să fie mai mare aici, cercul ăsta o să fie mai mare aici. Adică de unde vorbesc piloții și zic, băi, n-ai intrat bine virajul ăla, că ai descărcat spatele. A, bravo! Mamă, ce talent e Daniel! Bravo, am auzit și eu la bravo. Oameni. Și fii atent, ăsta, de exemplu, este un comportament în care mașina asta sau acestei mașini îi poate fi indus mai ușor acum un comportament supravirator, adică mașina va derapa mai ușor de spate, pentru că forțele pe care le putem transmite către sol în cazul ăsta pe puntea spate sunt mai mici. Deci mașina este mai instabilă. Bun. Accelerăm pe spate, frânăm pe față. E totul clar până aici? Este totul foarte clar. Fii atent, că mai avem niște cazuri. Același nu, că la pauză vin cu aia, cu laveta udă, să știi, nu direct. Stau. Fii atent. Același caz. Pregătit. Fii atent. Același da. Caz. Mașina asta virează către dreapta. Unde okay. se duce greutatea? Pe stânga. Se duce pe stânga. Deci avem plus un grad aici, plus un grad aici, minus, minus un grad dreapta, aici, minus un grad aici. Da? Stânga. Da. Da? Da. Bun. Ce se întâmplă? Asta crește un grad. Ăsta crește un grad, ăsta scade un grad, ăsta scade un grad. Iarăși, știu că e ca la grădiniță. Da. Cu ce mă ajută să știu treaba asta? Eu mă gândeam aici că fața stânga crește un grad jumate și spatele crește doar un grad. Cum? Fața stânga crește un grad jumate stai și spatele crește doar un grad. Repet, este un mod de a gândi, da, da. Că lucrurile astea nu se întâmplă fix așa cum spun eu, că e poate stai plus seama, 1,2 da. Și aici da. Plus 0,8. Da, 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 da. Principial mă interesează ca oamenii să înțeleagă. Cu ce mă ajută să știu treaba asta? Revin, forțele pe roțile de pe exteriorul virajului în situația în care mașina virează către dreapta vor fi mai mari. Ok? Da. Și uite să-ți arăt cu ce mă ajută. Văd mulți că merg piloții de raliu peste bolovan sau peste gropi, da? Cu viteză mare și nu se rupe roata. Păi okay. nu se rupe roata pentru că în situația în care tu, aici practic roata poate să fie și în aer. Ok. Tu în momentul în care descarci corect o mașină și treci peste o denivelare, pentru că nu ai forță de apăsare acolo, roata nu se rupe pentru că nu preia șocuri foarte mari. Da. Tu poți să ajungi, eu acum mă zic o chestie la nivel de exercițiu pe care să-l faci într-o zonă liberă. Da. Vrei să treci peste un canal descoperit. Tu dacă știi să descarci mașina, faci stânga, da. Să dai stânga-dreapta de volan, în momentul în care roțile trec, corect. Da, descarci atât de mult încât n-ai apăsare pe roata respectivă da. Și poți să treci peste denivelare fără să simți absolut nimic. Da. Adică atât de important e transferul de masă. Acum mergem într-o zonă un pic mai complicată. Ștergem tot. Mie să zici dacă vrei să faci vreo capodoperă, că vin cu aia umedă. Păi nu fac eu. Păi nu, ca să fac treaba. Fii atent aici. Nu, i-a avut discuții după aia. Bă, am fost la ea, nicio tablă n-aveam. Vreau să desenez frumos acum. Roată. A, frumos. Asta rămâne? Asta rămâne desenul. Nu știu dacă rămâne. Fii atent. Nu, nu, nu. Iar a făcut gluma aia proastă, știi? Da, ăla mi-a zis. Eu nu. Bine, eu nu aveam. Na, are trei roți. Nu mă, tată. Păi nu. Fii atent acum. Okay. Vreau să-mi spui tu. Vreau să-mi spui ce se întâmplă cu cercul. Vorbim de gradele. Vreau să dacă ai înțeles. Da. Mașina asta virează dreapta. Nu contează. Asta e fața mașinii, da? Da. Virează dreapta mașina asta. Ce se întâmplă cu cercurile pe față? Ce se întâmplă cu cercurile pe spate? Păi se mărește stânga și stânga. Păi nu, zim la păi ăsta. Da. Ce, se mărește stânga față. Plus? 1,3. Nu, mă, nu, zic cu 1, să nu complicăm. 1, nu complicăm. Aici, da? Asta? Da, tot 1. 1. Da, minus 1, minus 1. Asta? Minus 1, minus 1. Eu uite, bă, ce știi asta. Deci ce dracu, era simplu, aici. Da. Fii atent, stop. Stop. În timp ce virează și accelerează.
mamă, se duce și pe spate, stai, așa, dar, deci, dar fii atent, stai să mă gândesc, mă, că e, nu e simplu. Acum, nu te duce ce în zone, nu mă duc nicăieri, din ce am vorbit până acum, se duce și pe spate, dar mi-e greu să zic cât. Păi nu, doar cu cât un grad ai voie să zici. Doar cu cât un grad, da. Deci dacă se accelerează, se duce greutate de aici, aici, acum, da? Așa este, da. Ce se întâmplă aici? Plus 2, plus 2. Nu, plus 1, da? Iau de aici. Și duci pe spate, da. Ok, minus, deci minus rămâne, 1, ok, 0 și 2. Și aici? Accelerez. Și aici tot, minus. Minus 1, da. Și aici, dacă am adus greutate, da, plus. Aici, plus 1. Da, plus 1, da, ok. Da, pentru așa că este. Am accelerat, da, corect. Pe spate. Și fie atent cum arată în schema asta forța de apăsare pe fiecare dată în parte, practic cum am mutat eu, cum am transferat greutatea de pe o punte pe alta, de pe o parte pe alta. Plus 1, minus 1, ăsta rămâne la fel. Ok. Da? Da. Rămâne la fel? Rămâne la fel. Minus 1, minus 1, minus 2. Ăsta scade. Deci da. O să fie mai un grad scad... așa, da. Și încă un grad. Corect. Plus 1, plus 1? Crește. Crește 2 grade. Da. Și ăsta rămâne la fel. Da. Deci fii atent, în situația în care o mașină accelerează și virează dreapta, ridică dreapta față, cum ar veni. Ridică, ai văzut, bravo, mă, tată! Ai văzut la circuit? Da, ai văzut la circuit? Și în funcție de cât, cum este setată suspensia, cât e de rigidă, ridică și interiorul din spate. Poate, da. Dar la nivel de mașină de stradă, cam ăsta e modul în care trebuie să gândim. Uite, în momentul în care am accelerat și am virat dreapta, cea mai mare forță pe care pot să o pun pe una dintre roțile mașinii este pe roata din stânga spate din exteriorul virajului. Da? Același lucru s-ar întâmpla la frână cu stânga. De exemplu, ar veni în față dreapta, știi? Păi, uite, da. acum chiar o faci tu cap-coadă. Aoleu! Nu, acum chiar o faci tu cap-coadă, pentru că, bă, știu că pare... Nu desenezi chiar... așa frumos. Nu, păi nu. A, eu desenez și tu îmi mulțumesc, ce drăguț. Bang. Da. Bang. Păi ce s-a întâmplat cu stânga spate, o să se întâmple cu dreapta mașina față. Mașina asta prima dată merge în stânga. Aici am zis fața mașinii, merge încolo. Merge înainte și frânează. Pă, roțile din față un grad plus, plus minus 1 spate, da. Și minus 1 minus 1, da? Da, minus 1, da. Minus 1. Da. Și în același timp și virează dreapta. Da. Se pune pe stânga plus 1, plus 1, plus 1 și aici minus, da? Și aici? Minus. Bravo, bă. Da. Da, explicit bine. Da, mă, adică, profesorul înțelegi? Face tot. Și atunci fii atent în situația plus în care că, mașina asta. Plus că, dacă ești atent în clasă, 80% din lecții e învățată din clasă. Mi-a așa ziceau. Clar. Și eram clar. Tot timpul atent în clasă și luam numai 4. Clar. Și fii atent, așa, dacă mașina frânează, asta acolo erai când te-am întrerupt. Deci mașina asta frânează, da, și virează dreapta. Și atunci, mare parte, asta crește 2 grade, am zis. 2 grade, da. 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 Minus 1 rămâne la fel. Plus 1, minus 1, ăsta rămâne la fel și ăsta scade 2 grade. Aici e invers, da? Situația în care ridică spatele. Aici clar ridică spatele. Da, o roată. Da? 100% ridică spatele. Deci vedem pe frână și blochează, știi? Vedem în poze, mă înțelegi? Iarăși, poate te întrebi acum, păi bă, dar de ce mă interesează să știu treaba asta? De ce mă interesează să știu treaba asta? De ce ne interesează să știm treaba asta? Pentru că... Bă, mai aveți chef să vă explic? Da, mă, explică-ne. Și mă mai aud? Mă așa? Mai aud? Okay. Gen așa? Întorc microfonul. Întorci asta e. Așa. Bun. Vă ziceam okay? La un moment okay. Dat. Bun. Da. Vă ziceam la un moment dat de cercul lui Cam, da? În podcastul trecut. Da. Revin. Îl reiau pentru că acum avem și transferul ăsta de mase făcut și toate au o logică în spate. Ca să înțelegem de ce trebuie să știm de transferul de mase. Și cu ce mă ajută. Da. Și am zis așa, că cercul lui Cam este un cerc. Bun. Aici în centru avem o anvelopă. Da. Mișto, semislic. Ți-a plăcut, nu? Da. Pe plan longitudinal avem o forță, pe plan lateral avem o forță, da? Și cercul ăsta lui Cam, vorbeam noi că este de fapt, tot așa, un mod de a gândi, forța maximă pe care poate o să o transmită o roată către sol. Ok. Fii atent. Pe plan longitudinal, când frânezi și când accelerezi, apare o forță care se opune acestor schimbări de comportament. Cum se numește? Când frânezi, e o forță care vrea să te ducă tot înainte. Gravitațional, inerție. Nu inerție. E, da? Okay. E inerție, da? Inerție. Așa, bun, după inerție. Care, în momentul în care faci viraje, e o forță care vrea să te dea jos din scaun. Să te tragă în stânga sau în dreapta. Cum îi zice?
Centrifugă. Forța centrifugă, mașina spală. Corect. Centrifugă. Bun. Ei bine, voi gândiți-vă așa că în momentul în care o mașină, asta e cu albastru că e pe plan longitudinal, în momentul în care mașina, roata asta, da, se învârte pe sol, da, dacă merge pe plan longitudinal, apare o forță longitudinală care poate să fie accelerație sau frână. Ok. Okay? Să zicem că roata asta accelerează. Aici o să apară un vector. Da? Da. În timp ce mașina asta accelerează, vrea să și vireze dreapta. Forța centrifugă aruncă, face corpul, masa mașinii să se ducă către stânga, dar forța laterală pe care o transmite roata către sol, da, se duce către dreapta, pentru că este invers de cum acționează forța centrifugă. Ei bine, roata asta, după cum vezi, vrea să facă două lucruri. O forță o ține către sol, că o trage centrifuga încolo, da? Și o forță vrea să înainteze, că o trage inerția înapoi, în starea de repaus relativ. Okay. Doar că între aceste două forțe mai apare o forță întotdeauna, că e un sistem de forțe, se numește forță rezultantă. Da? Care în cazul nostru a ieșit din cerc. Din cerc. Ce se întâmplă în momentul în care roata asta se află în situația asta? Aici este instabil. Afară din cerc. Stabilă, da? Înăuntru este stabil. Trebuie să dau tabla mai în. Așa. Gata, frate. Deci, dacă forța rezultantă dintre cele două, dintre cei doi vectori, face să iasă afară din cerc, asta înseamnă că roata asta a pierdut aderență. Okay? Ok? Cât timp rezultanta se află în interiorul cercului, roata are aderență, deci poți să transmit în mod eficient forțe către sol. Fii atent. Vezi care e dimensiunea acestui cerc? Da. Cum pot să aduc rezultanta asta înapoi în cerc? Să micșorez ceva. Să micșorez ceva de aici. Da. Ori, da? Inerția, ori și centrifuga. Și fii atent ce se întâmplă. Că aici ne combinăm cu transferul de mase. Practic, dacă eu reduc accelerația de aici, da, reduc accelerația. O pui la jumate, să zicem. O pun aici. Da. Deci am redus o forță longitudinală. Ia să vedem ce se întâmplă cu rezultanta. E în cerc. E în cerc. Da. Doar din accelerație. Cum? Zic, doar din accelerație redus, adică n-am, da, redus și... Da, la nivel de concept, știi ce s-a întâmplat de fapt aici? În momentul în care am ridicat piciorul din accelerație, schimbul am pus greutate, am venit și cu o forță verticală și am mărit cercul. Ok. Practic eu am mărit cercul. Reducând forțele, apăsând pe roata, da, respectivă, s-a mărit cercul. Că e forțele pe care suprafața de contact e mai mare. Forțele pe care pot să le pun acum sunt mai mari. Ok. Ăsta este conceptul și principiul prin care mă ajută atât forțele longitudinale și laterale, dar cât și forța de apăsare, adică modul în care mut eu greutatea pe mașină. Gândește că treaba asta face 80% din ce înseamnă controlul unei mașini. Cât timp ajungi să gândești... Nu, atenție, eu nu spun unui om la un curs, bă, tu trebuie să ai chestia asta în cap, după care când ești în mașină, tu trebuie să te gândești rezultanta, pac, vectorii, nu. Trebuie să devină un mod de a gândi, să înțelegi că în momentul în care apeși pe roată, poți să pui mai multă forță acolo. Când descarci spatele, riscul de a supravira este mai mare. Când descarci fața, riscul de a subvira este mai mare și tot așa. Da, deci înainte e de drift... este complicată și atenție, nu vreau să te duc într-o zonă în care, adică la zona avansată de curs, nu. Le explic oamenilor că acest cerc este de fapt un oval. Oh my God, Jesus! În funcție de ce fac cu... Da? Dar nu vreau să intrăm în zona asta. Da. Se iau buretele să șterg, nu? Da. Nu, mă, nu, că e desenat frumos. Băi, da. Eu cred că dacă oamenii se uită de mai multe ori la, o să înțeleagă? La zona asta, o să înțeleagă. Eu pentru cred că o să înțeleagă din prima, că urmăritorii mei sunt deștepți. Normal, normal. Deci, asta este corelarea dintre transferul de mase. Eu mă uit pe mașină, eu nu pot să stau. Eu mai văd cât un caien, nu pot să stau. Mi-atrag atenția. Mă bucur că ți-am captat atenția și că ești foarte interesat de ce vorbesc eu aici. Bine, nu-ți oferi ție aceste pare explicații, rău, oricum da, nu-ți pasă, oameni, e pentru oameni, oameni buni. Oameni, nu pentru mine. Să știți că Daniel este doar unealtă de care eu mă folosesc, da, ca să-mi, da, fac urmăritori mie pe Instagram. Mie îmi place să fiu folosit. Este, Daniel este permisul meu de conducere în social, da, media. Da, 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 da. Și da, și... deci eu vă explic vouă. Da, lor, deci, nu băi, mie. E foarte... Nu, acum lăsăm gluma la o parte. Da. Cred că poți să lași tabla. Mamă, nu mai puteam de mână, credeam că nu mai ziceam niciodată. Așa,
este extrem de important ca oamenii, ca oamenii să înțeleagă principial ce se întâmplă cu greutatea asta când accelerez, când frânez. Da, când... adică eu vreau să le spun oamenilor așa. Dacă înainte intrați într-un viraj, într-o inițiere de drift cu 70 de km la oră și trăgeați frâna de mână hidraulică, acum, la spusele lui Silviu, puteți să intrați cu 90 de km la oră, să frânați tare cu fața ca să descărcați spatele și pe aia din volan pleacă singură. Ar putea să încerci. Accept. Accept, dar pe circuit. Da, pe circuit. Vorbeam cu drifterii profesioniști, care probabil că n-au făcut cursuri de drift sau poate au făcut niște cursuri în care masele nu le-au fost explicate și cu schimbul de mase și atunci poate chiar îi ajută, jur. Păi nu, fii atent. Eu cred că despre cercul lui Cam nu vorbesc foarte mulți oameni în domeniul meu, în România, da, pentru că e un domeniu mai închis. Nu ți se prezintă la orice școală treaba asta cu, adică dacă te duci la o școală și îți prezintă de subvirare, supravirare, îți vorbește de transferul de mase, dar nu îți vorbește de cercul lui Cam și tot așa, pe niște exemple destul de rudimentare. Mulți oameni care n-au trecut printr-un curs, dar care sunt, uite, poftim, eu știu drifter care n-au trecut prin cursuri de genul ăsta, da, dar asta, care merg bombă cu mașina, adică oamenii merg la feeling la 100%, și... Da, știi cu ce, simt cred, știi bine. Cu ce cred că i-ar ajuta să știe și informațiile astea la nivel teoretic? La performanță. Pentru că în momentul în care ajungi la un nivel și vezi că nu mai poți să crești de acolo, îți mai trebuie 2 secunde la circuit, îți mai trebuie, știi? Vrei să frânezi un pic mai târziu, dar ți-e teamă. Vrei. Da. În momentul ăla începi să umbli la finețuri. Și finețurile, pentru finețuri ai nevoie de o unealtă de asta de diagnostic. Bă, ce se întâmplă când, uite, că eu simt că în momentul în care fac aia, nu pune puterea jos, dar oare de ce? Și s-ar putea ca acest mod de cu acest mod de a gândi, s-ar putea ca și un pilot profesionist care nu a trecut neapărat prin nu știu ce curs, dar merge la feeling. Uite, Daniel Onoriu. Păi îl aveam și eu în cap. Acum, da, Daniel Onoriu. Mulți au zis, domnule, cum merge băiatul ăsta, dar n-a făcut cursuri, dar merge, n-ai înțeles nimic. Ideea așa, bine, la el e un cumul de factori, în sensul în care e și nebun. E nebun om. Merge ori la balul la spital. Trebuie să fii puțin nebun, da, ca să-ți ieși din zona de confort și din instinctul de conservare. Dar are un talent absolut deosebit, pentru că lui dacă îi explici asta cu cercul lui Cam și nu știu ce, bă, zice, bă, lasă-mă pace, eu nu, mi-arată cum să merg. Și te urci tu la volan în mașină și arăți cum să meargă, după care el se urcă după tine și merge la fel sau poate chiar mai bine. Uh-huh. Adică are acest talent de a-și însuși aceste skill-uri fără prea multe explicații. Fără prea multe Dar teorie. Sunt convins că orice profesionist în momentul în care ajunge în punctul ăsta are nevoie de explicații, dar are nevoie de telemetrie, are nevoie de foarte multe lucruri ca să dea jos secunda aia la care se chinuie de 10 ani de zile. Da. Și știi ce? Cred că nu e o rușine. Eu, de exemplu, n-am experiență în motorsport. Dar am văzut mulți piloți care au mers în spatele meu pe circuit. Și unii merg pe același drum, alții merg pe un cu totul și cu totul alt drum, unii găsesc tot felul de explicații că merg încet sau merg tare, sau în fine, nu contează. Cert este că eu nu cred că e o rușine să te uiți la un om care îți explică niște lucruri, chiar dacă ești la nivel teoretic, da? Pentru că tu poți să devii mai bun în felul ăsta. Uite, un exemplu clar este că cei mai mari piloți de raliu, Loeb, cum era pe vremuri... Nenea Loeb. Nenea Loeb, l-ai văzut, a rupt acum... Merg la cursuri la un tip în Italia, Vittorio Canova, care la fel, dacă te uiți la rezultate, bă, nu, nimic notabil, din N motive, nu contează. Bă, dar omul e un super coach. Adică Loeb, care e mult peste din punct de vedere talent și skill-uri, da, dacă pe circuit, are nevoie... 5 secunde, nu știu, da, dau un are, exemplu. Are nevoie de un om în spate bun... care să-l rafineze, să zică, bă, uite, tu în virajul ăsta... Ai intrat cu viteza respectivă. Uite ce arată telemetria. Ai putea un pic mai tare. Aici, de exemplu, ai frânat prea devreme. Puteai să frânezi un pic mai târziu și tot așa. Adică în momentul în care talentul se întâlnește și cu știința, deja de acolo începe performanța. Corect. Și noi asta facem la cursuri. Sunt oameni talentați care merg și pe stradă bine cu mașina. Ce facem noi la cursuri? Să le rafinăm acest talent, să-i facem să înțeleagă cumva ce se întâmplă în spate și să nu se folosească foarte mult de noroc în anumite situații, să înțeleagă, bă, există niște limite fizice, da? Le scoatem treaba asta la suprafață, îi rafinăm și ăla e un șofer mega, mega tare. În momentul în care ai și talentul ăsta nativ și combini și cu știința, deja e pachetul suprem, zic eu. Așa ar trebui să fie și așa ar trebui să facă toată lumea. Îți vine să crezi că am vorbit în ultima jumătate de oră mai mult ca tine?
m-am setat să te las să vorbești, adică nu am zis. Am, dar văd că ai un nod în gât. Forțat, m-am forțat să te întrerup de câteva ori, adică ca să nu zică oamenii că am trimis pe altcineva, știi? Eu uite, da, că am vorbit un pic. Nu știu cât am vorbit. Cred că am vorbit vreo oră jumate, da, domnul Marius? Da, mai vorbim. Mai avem. Vreți să mai vorbim, da, despre ceva? Eu vreau, nu mai am aici notat nimic. Da. Vrei să le mai spunem oamenilor despre, nu știu, poziția corectă la volan? Nu știu, chestii care să-i ajute. Și-a notat aici chiar... că să taie, mi-am scris că nu te las. Uite, dar am primit din culise că nu te las să vorbești. Că nu mă las să vorbesc? Da, că te întrerup și că nu te las să vorbești. Deci, vezi, percepția ta e cu totul și cu totul alta față de percepția lui Vișinescu. Da, mă, nu știu, oamenii... Da. Pare rău, nu mă pot abține. Nu e o chestie pe care o fac intenționat. De 8. Așa, oricum e un cat aici probabil. Da, nu contează. Nu? Nu facem, nu avem de ce să facem caturi că... Dar zice despre ce vrei să mai vorbim. Bă, uite, poziția corectă la volan. Da, hai să vorbim despre poziția corectă la volan. Eu vorbesc oră de... Deci oamenii zic că bă, ăsta e tâmpit cu poziția lui corectă la volan. Băi, ca să poți să ajungi la performanță, îți trebuie o bază, o fundație. Da? Nu poți să construiești o casă începând cu acoperișul. Corect. Nu, pentru că, ok, acoperișul e sus, e la ultimul etaj, ai view. Bă, dar trebuie să stea pe ceva. Și atunci, baza... Bine, baza, în mod normal, trebuie să fie școala de șoferi. Nu e. Nu e, pentru că oamenii merg să... Nu, hai să nu mai dăm în ei. Da, nu, dar nu e vorba de dat. Nu e vorba de dat. Eu sunt de părere că școlile de șoferi le dau oamenilor ce vor ei să primească. Pentru că altfel n-ar mai avea clienți. Adică dacă o școală de șoferi s-ar trezi mâine și ar zice bă, stai mă puțin, eu nu vreau să te învăț doar să obții permisul, eu vreau să te învăț să și conduci, că eu am copii și mi-e frică pentru copiii mei, clienții lor o să zică bă, lasă-mă, mai mă plictisit, te rog, eu zic cum să fac să-mi iau permisul, că mai departe mă descurc eu. Și atunci școlile de șoferi sunt în funcție de cerința clienților, părerea mea. Adică nu e neapărat vina 100% lor, este o chestie comună. În fine, comună. Cert e că baza ar trebui să fie acolo, fundația casei ar trebui să fie acolo. Din N motive, în România deocamdată nu e așa și atunci venim noi în ajutorul lor să consolidăm fundația și după aia începem să construim parterul, etajul 1 și apoi ajungem la acoperiș. Că vin mulți care, de exemplu, îmi scriu pe Instagram, am intrat pe site și am văzut că ai modulul 1, modulul 2, modulul 3, dar nu poți să iau modulul 3 direct? Că eu vreau să merg mai mult pe autostradă. Nu, nu poți să iei modulul 3 direct și sunt absolut convins că o să pierdem mulți bani pe treaba asta, dar eu nu vreau... Dincolo de faptul că ăsta este un business și vrem să câștigăm bani din treaba asta, noi am pornit școala din pasiune. Din pasiune putem să facem bani din evenimentele pe care le facem cu producătorii auto și ne e bine, da? Ne e bine. Și atunci dacă tot încercăm să educăm populația și să aducem într-o zonă safe, vom face lucrurile așa cum ne dorim noi, așa cum considerăm noi că trebuie să fie o structură a unui curs. Și de asta noi nu o să vindem niciodată un curs de nivel 3, unuia care n-a trecut prin modulul 1 sau modulul 2. Pentru că nu o să înțeleagă lucruri. La modulul 3 o să explic cercului cam. Cum o vezi pe asta? Cum o să înțeleagă el despre asta? Da, dacă n-a avut... Înțelegi? Și atunci, așa e, nu? Fundația trebuie să fie așa. Risk management, trebuie să fie poziția corectă la volan, trebuie să fie poziția mâinilor pe volan, trebuie să fie circulația mâinilor pe volan și frânarea de urgență. Așa de ce? E. Pentru că what goes up, mouse goes down. Nu? Adică în momentul în care accelerez o mașină, cel mai important e să știu să o opresc. Okay. Și după aia vorbim de accelerare, de transfer de mase, de cercului cam, trasa drift-uri, ideală și așa, nebunie, drift-uri, da, până la drift mai e o grămadă. Și vrei să zic ceva? Bă, fii atent. Dacă oamenii respectă structura asta, strategia asta și ne ascultă pe noi ca profesioniști și spun, bă, n-ai bani acum, nicio problemă. Oricum, modul 1, 2 și 3 nu le poți face în același timp. Între module se lasă minim 3 luni. Da, se sedimentează informație, trebuie să antrenezi tu niște lucruri acasă. Dacă tu treci prin această structură și vii la un curs de drift, s-ar putea ca într-o oră de drift, da, bă, să-ți fie foarte ușor să inițiezi, să-ți fie foarte ușor să controlezi mașina, pentru că ai o bază formată și vorbim aceeași limbă. În schimb, dacă vii direct la cursul de drift, tu o să te învârzi pe acolo. Și eu zic, spui, eu vezi să că zic, n-ai încărcat spatele, da, să vezi că ai descărcat spatele, da, bă, ce vreau tu să spun, că n-am bagaje. Pe acolo, o să, da, dar s-ar putea să treacă timpul de la curs și, să tu nu-ți, să, tu, și ca tu să nu ții mașina în drift. Și de asta noi nu ne dorim... Oamenii o să zică, păi da, e normal să vrei să ia toate modulele, că o să iei mai mulți bani. Băi, eu zic cum să face corect și cum,
na, da, asta este filozofia școlii noastre, dacă vrei să faci asta, bine, dacă nu, la fel. Eu la un curs de drift, eu primesc un om care n-a trecut prin modulul 1, modulul 2, modul 3. Bine, încă n-am pus pe site modulul de drift, dar repet, cât timp n-ai niște cunoștințe de bază, băi, la drift, de exemplu, dacă nu stai bine în scaun, nu ții mașina în drift, ce să mai. Mi-a pierdut ideea, ce v-am zis? Și eu mi-am pierdut-o că am văzut o altă mașină, dar nu mai comentez, că după o să zică lumea, bă, te uiți la Mini, GP, da, știu ce zic, un Mini de la GP Works, e Grand Prix? Cu Grand Prix, cu eleron, cu haos, dar nu mai zic că... În fine, fii atent. Și ideea e felul următor. Mă gândeam, vreți să facem o poziție corectă la volan, așa frumos, cap-coadă? Da, bineînțeles, de ce nu? În Stax Info să facem poziția corectă la volan? Putem, că la Stax Info am putea să o și filmăm pe, la mașină, un volan, dar eu zic că nu strică să o spunem și aici. Adică, din punctul meu de vedere... Zice, aici, mă rog, faci tu un cat. Din punctul meu de vedere... Nu o faci? Nu. Din punctul meu de vedere, așa cum ți-am spus, eu sufăr de chestia asta cu informațiile care ajung la oamenii care mă urmăresc. Fac un material, fac un story, fac un live, fac și anunț niște lucruri și a doua zi vin 10 care îmi spun, când ai zis asta? Păi am zis-o ieri, cum n-ai văzut-o? Deci, deci am înțeles. De vedere, cu cât apare mai mult chestia asta cu poziția corectă la volan, chiar dacă, repet, și mie mi se pare puțin, forțată, știi, aia cu scaunul să stai așa, mi se pare puțin forțat, nu e o poziție relaxantă la drum, dar oamenii... Eu nu sunt de acord. Bine, sunt de acord cu tine, părerea mea, nu trebuie să fii de acord cu mine. Păi nu sunt de acord cu tine din simplu motiv că tu nu i-ai dat o șansă. Nu i-am dat o șansă poziției? Nu. Pentru că unde tu? Păi nu, trebuie să-i dai. Păi dacă îmi zici că nu e confortabilă, înseamnă că nu i-ai dat o șansă o zi. Da, nu și mi după se pare. Zici, bă, ia dă-l bădrec. Nu mi se pare confortabilă mie. Eu, repet, nu mi se pare că merg la capacitatea mea maximă, deci nu sunt acolo... La extrem, merg la jumătate din cât aș putea, să zicem, mai ales de când am Toyota, de când am copil, de când am toate lucrurile astea. Nu mai trec de 90 la oră, nu mai, adică sunt bătrân. Niște lucruri, am îmbătrânit pe zăpadă acum când am fost iarăși și am observat că am luat niște viraje cu 20 la oră, nu venea să cred. Băi, ești nebun, ce se... Dar mașina fiind grea și eu anticipând și managementul riscului și așa mai departe, știu că am 3 tone. Da, 3 tone plus remorcă, deci vreo 3 tone 700 de mașină. Nu se opresc așa ușor ca o tonă 800 și atunci prefer să intru mai încet în viraj ca să ies în siguranță. Nu mai zic ca să ies mai tare decât am intrat, că nu e cazul. Deci ca să ies în siguranță. Și m-am pus în niște situații și am zis, bă, ce am îmbătrânit, bă, frate, zic, când eram puști aici, urupeam, nici nu mai conta, nici nu mai discutam. Deci, legat de poziția corectă la volan, eu sunt de părere că ajută, pentru că poziția relaxată pe care o adoptă majoritatea oamenilor, nu sunt atât de relaxat la volan, nu ajung la el, dar... Nu, iar mai pierzi niște secunde în care secundele alea se fac niște metri și te las pe tine să zici că eu iarăși vorbesc mult și îmi dă regia. Hai, hop, stop, da. Deci, fii atent, simplu. Dau apă în continuu ca să nu... am tot vorbit de transfer de mase, de forțe care acționează asupra unui corp, că forța centrifugă, că forța de inerție și așa mai departe. Ei bine, forțele astea acționează în primul rând asupra mașinii, dar și asupra corpurilor care se află în interiorul mașinii, că practic ești același corp. Ok? Așa este. Și atunci, tu ca să înțelegi ce se întâmplă cu mașina, trebuie să ai o poziție corectă la volan, pentru că informațiile pe care ți le transmite mașina, ți le transmite prin intermediul scaunului. Scaunul este singurul contact fizic pe care îl avem noi cu mașina. Cu cât contactul ăsta este mai mare și cu cât îl păstrezi mai mult, cu atât informațiile vin mai precis, astfel încât eu să pot să iau decizii corecte în anumite situații. Și pentru asta trebuie să reglez scaunul și volanul într-un anume fel. Noi folosim o structură foarte, foarte simplă la școală, spunem că ce reglăm, cum reglăm și ce beneficii avem. Și atunci, eu merg întotdeauna pe treaba asta cu beneficiile, din simplu motiv că sunt mulți oameni care le explică altora lucruri și le spun că trebuie să urmeze ce spun ei, că așa spun ei. Eu nu o să fac în viața mea nimic din ce îmi spui tu dacă nu spui ce beneficiu primesc. Adică tu îmi spui, bă, ăsta trebuie să stea așa pentru că... Așa vreau eu. Nu, pentru că dacă stă așa, uite, e mai avantajos decât să stea așa. Nu o să văd ce beneficiu primesc. Da, și atunci, în momentul în care mă urc într-o mașină, evident, după ce mă asigur că am loc să mă urc în ea, vreau să reglez prima dată șezutul. Ok. Mulți reglează distanța față de pedale, după care reglează înălțimea. Tu cum preferi?
Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu te gândi niciodată la asta. Asta e cel mai onest răspuns pe care ai putut să mi-l dai astăzi. Păi cum, bă, adică, pe care? Toate ți-am dat onest. Mai onest decât ăla pe care mi l-ai dat de dimineață cu bine te-am găsit, bine ai venit și eu bine te-am găsit, știi? Da. Nu, lăsând cumva la o parte. Mulți reglează distanța față de pedale, după care reglează înălțime. Ei bine, dacă după ce regla distanța față de pedale, ridici scaunul, se modifică ceva la distanța față de pedale? Gândește cum se ridică scaunul unei mașini. Se duce un pic în față. Da, când se modifică cobor, automat. Se duce un pic în spate. Așa, da, e construit. Așa e construit, da? Da. Bine, se mai ridică și șezutul. Poți să-l dai, da, să-l, nu, mă refer la un reglaj. Scaun normal, da. Și atunci, nu-i greșit să faci așa, dar e mai eficient să începi cu înălțime. Adică, mi-am reglat înălțimea și cum reglez înălțimea? Aici trebuie să ai niște repere. Te rog. Ideal ar fi să stau cât mai departe de plafon, cu condiția, să n-am volanul aici, da? Adică deci cât mai departe de plafon. Cât mai departe de plafon, okay. O să vezi imediat de ce. Dar să găsesc un echilibru între sus-jos, astfel încât eu să am o vedere bună de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă afară. Da? Pentru că îi vezi pe aia pe la semafoare prin mașină, de fapt nu-i vezi în mașină, da, că au volanul aici și stau așa, știi? Bun. Nu te aștepta cu nimic treaba asta, pentru că tot timpul te vei ridica din scaun, să vezi pe unde mergi, să vezi gropile, să vezi canalele și mai departe. Și atunci găsesc acest echilibru cu vederea asta de ansamblu și mă interesează să stau departe de plafon, pentru că într-o situație periculoasă în care ai un accident și mașina se răstoarnă, plafonul mașinii fiind e o parte a caroseriei ușor deformabilă, fără prea multe întărituri, se deformează foarte ușor, riscul de a te accidenta este foarte, foarte mare. Cu cât sunt mai departe de plafon, cu atât sunt mai protejat. Te ține centura, ai o marjă de siguranță acolo. Exact. Pentru că, mă rog, capul într-o situație în care te răstorni este foarte expus. Că în momentul în care s-a deformat plafonul, dacă ți-a dat una în cap, e posibil să mori cu centură cu tot. Da. Și atunci, cu cât sunt mai departe, cu atât e mai bine. Da. Dincolo de asta, reglez șezutul pe distanța față de pedale. Și aici e un reper foarte, foarte simplu. Hai să ne gândim la o mașină care are sau nu are, mă rog, nici măcar nu contează cutia de viteze, pentru că reperul trebuie să fie același cu piciorul stâng, dacă am ambreiaj, calc ambreiajul până la capăt, da? Pentru că este pedala care circulă cel mai mult, da? Călătorește cel mai mult. Așa. Dacă nu am cutie de viteze manuală și am o cutie de viteze automată și nu am ambreiaj, îmi imaginez că am ambreiaj și pun piciorul stânga. Ai rest foot. Restul e un pic mai sus și este, o să fie prea aproape. Okay. O să fie prea aproape. Okay. Încerc să-l pui acolo și îți imaginez că ai călcat ambreiajul, da? Okay. Și aduci scaunul atât de în față, până când în momentul în care ți-ai găsit poziția, piciorul cu el pus pe podea, să nu rămână întins, să rămână ușor flexat. Deci între partea inferioară a piciorului și partea superioară la genunchi, să ai un anumit unghi. Nu există un, nu știu, 120 de grade, 110 grade, trebuie să fie o poziție care să-ți dea ție și un pic de confort. Și de mânuțe un pic, mai sunt oameni cu mânuțele scurte, păi, mașini, că ajungem acolo. Volan nu se reglează și atunci unghiul poate să fie mai mare, că nu au ei siguranța. Ajungem și acolo și chiar vreau să-mi atrage atenția când ajungem la volan. Ei bine, cu ce mă ajută treaba asta? Am tot vorbit de frânarea de urgență, de la-la-la, lululilili, da? În momentul în care vreau să fac o frânare de urgență, când am piciorul ușor flexat, mă asigur că pot să apăs pedala de frână cu toată puterea și, știți de la curs, că ziceam, ține acolo, să-și mențin presiunea pe care o aplic până când mașina se oprește. Dacă piciorul ar fi întins, gândește la un boxer, da? Boxerul nu lovește de aici, lovește de aici cu mâinile flexate, e mai precis și mai rapid și mai ferm, da? Mai mult decât atât, când un șofer se pregătește de un impact, aici vorbim deja de siguranța pasivă, mă apropie de obstacol, se întâmplă accidentul, da? Trebuie să fac tot posibil să fiu cât mai protejat. Dacă lovesc un obstacol și mă prinde cu piciorul întins, pentru că ce să crezi, cam orice șofer când se duce către un obstacol, din cauza, hai să zic, datorită instinctului de conservare, tu o să împingi în mâini și în picioare că vrei să fii cât mai departe de obstacol. Corect. Când o se întâmplă treaba asta, dacă lovești acel obstacol cu piciorul întins, mare parte din energia care nu este preluată de deformarea caroseriei o să ajungă la genunchi. Și ce crezi, transmite mai departe către șold, dislocându-l. În schimb, dacă piciorul este în permanență ușor flexat, el funcționează ca un amortizor, ca un resort. Și atenție, mai aruncă din energia creată de impact. Depinde foarte mult. Da. Știi că ziceam, tu dictezi viteza, fizica dictează dacă mor sau nu. Da. Bun, am terminat cu șezut. Urmează spătarul pe care știu, mulți o să zică, da, bă, dar e incomod așa. Eu am zis. Tu ai zis. Băi, coloana vertebrală este proiectată, da, anatomic, de doamne, pentru doar două poziții. În termeni de specialitate se numește poziție ortostatică sau clinostatică. Vertical sau orizontal.
Okay. Nicio altă poziție. Adică în picioare sau culcat la orizontală. Astea sunt singurele două poziții sănătoase. Nicio altă poziție pe care o dau eu atunci când stau greșit la volan nu este o poziție sănătoasă pe termen lung. Adică, exact cum cu sinele viitor. Tu nu simți acum că stai strâm la volan. Nu simți azi, nu simți mâine, nu simți poimine, dar peste 15 ani babalâcule, da, o să mă doare spinarea. Frate, mă doare spinarea. Da. Bă, dar am ajuns aseară acasă și mă durea foarte tare capul. Da. Bă, coloana vertebrală îți dă niște, niște probleme pe care nu le conștientizezi. De exemplu, o poziție vicioasă a coloanei îți poate da dureri de cap, îți poate da anxietate. Adică, nu vreau să intrăm în zona aia să-ți explic cam ce se întâmplă, dar sunt lucruri de care tu nu ești conștient, dar care se întâmplă așa, pas cu pas. Azi un pic, mâine un pic, poimine un pic și mai departe. Și atunci, ca această coloană să stea în poziția ei firească, trebuie să aduc spătarul cât mai aproape de 90 de grade. Nu o să fie nici drept, da? Da, așa, pentru așa. Pentru că nici coloana vertebrală nu e așa. Are un aspect sinuos, da? Okay. Dar să fie cât mai aproape de drept. Eu îți spun că dacă tu îi dai o șansă acestei trebuie poziții... Ne uităm la scaunul meu, să vă cum e. Da? Mamă, cred că stai pe bancheta uităm, din spate. Ne uităm. Da, mă, da. Eu zic că dacă tu îi dai o șansă și mergi așa două săptămâni, da, și o să vezi cât de îmbunătățit este controlul mașinii, o să zici, uite bă, prostul a avut dreptate. Eu și o să, convins și când dreptate, o să-l dai la loc pe spate și o să vezi că tu de fapt ai un punct de sprijin la volan și nu la spătar, o să-ți separ, bă, dar parcă nu mai controlezi mașina cum trebuie, parcă e ceva neregul aici. Știi? Da, facem story, vedem. Da. Cântăm poziția mea la volan. Cu și al lui Marius, că e și Marius lângă. Sunt convins. Ce, tu ești corect? Vedem. Păi, mă, că vedem, filmăm. Mai am și baterie. Stai că ajungem. Ajungem. Și fii atent. Cu ce mă ajută asta? Dincolo de faptul că este o poziție sănătoasă și dacă e o poziție sănătoasă, o să vezi că e și o poziție confortabilă. Ești de ăla care merge 6 ore în mașină? Păi tu poți să stai și cu perne sub fund, că tot nu o să fie confortabil. Da. Dacă te dai jos odată la 2-3 ore, te întinzi un pic, o să vezi că e totul foarte, foarte bine. Fii atent la ce mai ajută. Fac o frânare de urgență. Când apăs pedala de frână, ideal ar fi să împing și trunchiul în ceva, dar ceva care mi-o oferă sprijin. Dacă spătarul e prea pe spate, cum văd în multe mașini, eu mă scot afară din scaun. Se întinde piciorul, frânarea nu e eficientă. În schimb, dacă spătarul e în poziția corectă, eu am suport, mă împing în el și rămân acolo, frânarea e eficientă. Vreau să fac viraje. Vorbeam mai devreme de contactul pe care trebuie să l-am cu scaunul. În momentul în care virez, da, trebuie să împing cu mâinile în volan, să împing umerii în spătar ca să nu pierd contactul cu el. În schimb, dacă spătarul e prea pe spate și vreau să virez, mi-aduc aminte de copilărie când am tras frâna de mână odată și am căzut de pe scaunul șoferului în dreapta. Ai văzut? Bă, m-a aruncat în... Nu mai aveam volanul în mâini. Nu mai aveam cum să ajung la volan. Am tras frâna de mână și m-a aruncat în dreapta. Ai n-aveam văzut? Viteză, adică nu era ceva. Da, da. Era doar o oprire cu frâna de mână, ca să zic. Da, m-a aruncat din scaun. N-aveam niște scaune sport, aveam scaunele mașinii, normale. M-a aruncat din scaun, pentru că... Mai mult ca sigur, poziția mea nu era bună la volan. Cu siguranță. Ajungem la volan. La mașinile de generație nouă, volanul se reglează atât pe adâncime cât și pe înălțime. E, nu toate. Nu. Eu mă refer la o mare parte, da? Nu știu, la... Să zicem. La BMW nici se reglează. E premium, e normal să facă asta. Și atunci, hai să ne gândim, dacă suntem atât de norocoși încât mașina noastră are ambele reglaje, facem în felul următor. Îl ridic astfel încât prin partea superioară a cercului volanului să văd cu ușurință instrumentele de bord. Sunt un pic nebun acum, este? Dacă e pe jos, nici n-ai cum. Aoleu, tu mie îmi zici că eu am și pe jos și știu. Bun, deci acolo instrumentele fost, de bord... Designerul a fost un pic băut. Era cu Star Trek, ți-am povestit povestea cu... Adică explicația pe care am primit-o la știu chestia că asta, dat-o. Au zis că să conduci, să simți ca o navetă spațială. În sfârșit, nu contează, dar chiar deci, ca o navetă spațială, prin volan trebuie să văd instrumentele de bord, că sunt importante. Nu trebuie să știu viteza cu care merg, turația motorului, martor. Fără lichid de frână, nu știu, exact. Se întâmplă lucruri. Exact. După care ajung la adâncime. Și aici mă folosesc de același principiu ca la picioare. Mâinile, când țin mâinile la ora 9 și la ora 3, trebuie să fie ușor flexate, nu să drept, nu fie întinse și nici foarte aproape. Și aici există mai multe repere. Unul dintre repere ar fi, eu le recomand doamnelor să le folosească pe toate trei. Eu știu pe ăla cu întins una și volanul să-ți vină la încheietură. Da, să volanul să-ți vină la încheietură. Și atunci e ok. Ok. Asta știu, nu mai știu altele. Asta este un reper. Știi și Mariusul, nu? Cum? Da. Deci cu umărul pe scaun, întind o mână, nu așa. Da. Să fii lipit. Da? Așa? Volanul să-mi vină aici. Da. Bun. Un alt reper e
cu mâna dreaptă sau stângă, mâna dreaptă în cazul meu, mă duc la ora 11, mâna să rămână flexată în continuare, să nu fie întinsă. Da? Deci apuc volantul la ora 11, să am între braț și antebraț, să am tot așa un anumit unghi. Și ca să mă asigur că totul e perfect, apuc volanul de la 9 și de la 3 și ridic coatele. Cu coatele ridicate, mă asigur că între antebraț și braț am aproape 90 de grade, dar mai deschis, nu mai închis. Da? Deci, dă să-ți arăt. Cum e mâna așa, asta, aici e 90 de grade, un pic mai deschis, cam așa. Mă asigur în felul ăsta că volanul, da, e la o distanță potrivită de mine pentru siguranță activă. Toate mijloacele de care mă folosesc să evit accidente. Cu mâinile așa, pot să virez stânga-dreapta ferm și rapid într-o situație de urgență, să fiu eficient. Dincolo de asta, asta e o distanță optimă între piept și volan ca airbag-ul să funcționeze așa cum a fost el gândit. Airbag-ul îmi protejează trunchiul superior, îmi protejează gâtul, e de fapt centura de siguranță pentru cap în situația în care lovesc un obstacol. El cum funcționează? Este din volan, e o pungă textilă, da? Un material gros, care a acționat de o capsulă pirotehnică, iese cu peste 300 de km la oră în mai puțin de 100.000 de secundă. Dacă stau foarte aproape de volan, îl prind când se umflă. N-am pățit, că eu stau bine față de volan, n-am pățit, da, dar nu cred că e bine. S-ar putea să te rănească. Am auzit, am citit niște studii prin state că 3 oameni la un moment dat au murit, că au stat prea aproape de volan și le-a bubuit la cap, le-a rupt gâtul. Ai văzut asta? Oamenii care ne urmăresc ar putea să vadă efectul airbag-ului declanșat la glumele alea pe care pune ea pe sub scaun. Așa, ai văzut. Mai pun niște airbag-uri și tu ai 80 de kg. Oamenii da, în da, sus, bă, da, băiatule, da, glume de șantier. Da. Da? Dacă stai prea departe, el se deschide, se umflă, dar tu nu ajungi la el. Da. El e proiectat ca el să se umfle și când s-a umflat la maximum, capul tău să-l atingă, dar el din punctul ăla încolo începe să se dezumfle da, ca tu să nimerești ceva moale. Da, 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 okay? Da, da. Acum o să vină mulți să zică, da, bă, dar maică-mea are mâinile atâta, are mâinile scurte. Ghinion? Nu, ghinion? Da. Și acum nu e nicio glumă, da, producătorii încearcă să facă cât mai multe lucruri ca noi să fim protejați, dar nu o să mulțumească pe toată lumea, pentru că, na, unul are mâinile mai lungi. Sunt oameni care ies din tipare și... Da, na, ei iau de exemplu, care are 2 metri și ceva. Nici nu stă pe scaunul din față. Da, stă în spate. Da. Bun, deci, asta este o distanță optimă. O să mai vină niște doamne care o să zică, eu n-am cum să-mi reglez scaunul așa cum spui, pentru că nu văd botul mașinii. Păi și dacă voi conduce o dubă, cum văd botul mașinii? Asta cu să văd botul mașinii nu există. Nu știu cine a inventat asta cu să vezi botul mașinii. Nu există. Au inventat-o oamenii care nu, sau le este foarte greu să perceapă dimensiunile mașinii și atunci au nevoie de această siguranță ca să vadă capota. Zis, păi să nu intru în ăla. Știi cine față, spune știi? Asta? Ăia care stau de multe ori prea jos. Posibil. În general se întâmplă la doamnele de statură mică, am văzut. Ele sunt cu problema asta. Stai că trebuie să-mi dau scaun. Dar stai să încercăm să-l lăsăm puțin mai jos, să-l dăm mai în spate, să tragem volanul. Să, dar știi care e chestia cu piciorul, persoanele mici, da, și cu nu, persoanele nu mici de statură care conduc mașini foarte mari? Băi, dacă ești mic de statură, poți să-ți iei o mașină mai mică. Și corect, atunci ai loc vei în ea, vedea, adică da, nu și ai atunci nevoie vei vedea mare, că, da, cum să zic, tot habitacul e mai prietenos cu tine, lucrurile sunt mai aproape de tine, da, nu trebuie să stai să te ridici să vezi, a, dacă am 1.50 și vreau să conduc un X7, da, asumă-ți niște lucruri. Da, bineînțeles. Iar am zis BMW, frate. Da, eu spun că... Nu știu, dar de ce oare zic eu? E normal că tu zici BMW pentru că ești trainer BMW, eu așa știu. Da, mă, dar nu... Și e normal să ai BMW în sânge, adică da, e normal. Noi zicem BMW pentru că este compania care este cea mai apropiată de noi. De acolo am găsit cea mai multă înțelegere și BMW e... Trăiască domnul Șeremet. Asta a fost mulțumim să fie. Domnul Șeremet, da, unde? Acolo. Asta a fost să fie. Nu pot să spun că am eu vreo afinitate cu marca sau așa. Pur și simplu aici ne-am găsit înțelegere și dacă așa, de ce nu BMW? Adică eu n-am nicio problemă nici cu BMW, nici cu Volkswagen, nicio, cu Porsche, nici cu Audi, nicio. Mercedes, da, nici cu... Mă bucur că există, mă bucur că sunt diferite, mă bucur că sunt oameni care aleg diverse mașini și mă bucur că nu toți se pricep la mașini, pentru că n-aș mai avea eu mașini mișto. Adică ar avea toată lumea și n-ar mai fi ceva... Exact. Mergem mai departe, ca să nu întrerupem acest flux nebun. Te rog. Deci am terminat cu volanul. Da. După care, da, după care ajungem la tetieră. Ok. Tu îți reglezi tetiera în mașină? Mi-am mai reglat-o, da. Așa, odată pan? Da, adică mașina. Mi-am mai reglat-o. Da. Passatul meu
este singura mașină pe care am condus-o cu tetiere reglabile pe apropierea capului de tetier. Și mi s-a încerc părut... să ne spui că ai bănci, că ți-am o mașină cu opțiunea asta. Nu, era o opțiune standard la Passat. Aoleu. Au un buton. Da, Passatul este, sau Volkswagenul din punctul meu de vedere, este marca mea care mă identific cu ea ca fiind din clasa medie cea mai bună. Da, și da, 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 da. Eu da, nu câștig suficient ca să ajung în marca premium BMW, Audi, Mercedes și Volkswagen e foarte ok pentru mine. Ce frumos a fost asta. Fitil, frumos, pac. Da. Așa. Și asta spun, la modelul ăla de Passat, B7, se duce ceva de genul ăsta, există și acest reglaj pe care eu l-am găsit foarte mișto, pentru că, sau frumos, să mai zic mișto că mă ceartă Traian, pentru că la majoritatea mașinilor tetiera e undeva cam în spate, știi? Și consider că nu mă ajută să-mi sprijine capul, mai rău mă trage la somn, nu știu cum să zic. Stau cumva. Da, înțeleg ce. Iar la Passat, înțeleg, pentru că pot să aduc tetiera aici, am... stau, mă sprijin cu capul de tetieră, dar am și poziția normală de condus, nu știu cum să zic, știi? Da. N-am mai văzut la alte mașini. Probabil că sunt multe mașini care au reglajul ăsta de tetieră. Da, mai au și ăștia, mai au și ăștia la BMW, am văzut. Poate că și au și ăștia la BMW. Ăștia la BMW n-au reglajul pe înălțimea al centurii, n-am înțeles de ce. Nu au. N-au multe, n-au nici mânere pe la cupeuri. Da. Da. Nu știu, dar nu stau să discut acum de ce aleg chestia asta. Tetiera. Da, la ce mă ajută tetiera? Păi tetiera mă ajută atât la impact frontal. Cum nu se gândesc la impactul frontal, că prima dată corpul se duce către față din cauza inerției, dacă spate, inerția vrea ca tu să călătorești în continuare, chiar dacă mașina s-a oprit. Da. După care când te-ai oprit, acel moment creează acel efect de bici. Te duci brusc către spate. Da. Dacă, de exemplu, mașina n-ar avea tetieră sau tetiera ar fi cum foarte jos. Cum era Dacia 1300? Tu poți să te duci, da, tu poți să te duci cu capul pe spate, zona cervicală fiind foarte sensibilă, îți poți rupe gâtul foarte, foarte ușor. Da. Dar te ajută, pe același principiu, te ajută și la impact din spate. Și atunci, ca tu, să fii sigur, ca tu să fii sigur că ești în siguranță de plină, ca tu să fii sigur că ești în siguranță de plină, ce nebun am fost, da, ridici tetiera astfel bine încât partea spus superioară a ei să vină măcar la același nivel cu creștetul capului. Poate să fie chiar un pic mai sus, dar niciodată mai jos. Okay. De ce? În momentul în care ai un impact, spătarul mașinii oricum nu rămâne la locul ei, în funcție de viteză. Se poate duce pe spate, da? Tetiera, chiar dacă o e, că zic, oamenii zic, ok, dar e aici. Păi nu, dar dacă e aici și s-a mai dus și spătarul pe spate, deja nu mai e. Da? Okay. Și de asta e bine ca ea să fie un pic mai sus sau măcar la același nivel cu creștetul capului. Și atenție aici, atenție aici la tetierele din spate, pentru că avem tendința să nu le reglăm, să le dăm cât mai jos posibil ca să avem vizibilitate prin lunetă și când se urcă copilul, nevasta, soacra, așa, mama, așa mai departe acolo, nu le mai ridici. Așa și ei nu sunt suficient de mult protejați. Așa este. Bă, ultima dată. Ca să nu mai zic că, repet, iarăși, ca moșii ăia nebuni, oamenii care merg pe bancheta din spate refuză să-și pună centura de siguranță. Iată că am ajuns la centura de siguranță, care din punctul meu de vedere este cel mai, și este demonstrat, de fapt nu e doar punctul meu de vedere, este demonstrat că este cel mai sigur sistem de siguranță inventat până acum. Este, hai să spunem, singura care te poate ține pe cel mai sigur loc din mașină, pe scaun. Corect. În caz de impact. Corect. Fără centură de siguranță, degeaba ai airbag-uri, ai gând degeaba, o să te ajute. Da. Dar eficiența lor este scăzută dramatic. Corect. Și atunci, ori de câte ori pleci la drum, asigură-te că spui centura de siguranță și că, mă rog, dacă mașina are sistem de pretensionare, știe să-și facă treaba. Dacă nu are sistem de pretensionare, eu recomand să iei centura, să o duci un pic în spate, ca să vină cât mai mulată pe corp, să aibă eficiență de la primii centimetri, să te țină pe scaun. Și mie îmi și place să o strâng foarte, foarte tare, că nu mai am mișcări ale asta corpului. Asta îmi spune tot scaun timpul Alexandra la off-road, că ea preferă să poarte centura, că nu mai zgâlție mașina atât de tare. Ai văzut? Și ai simțit și tu că ai stat în spate la curs. Da, 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 am și clip. Da. Și la fel, fii atent. Că aici e o explicație un picuț mai lungă și promit că după aia mă opresc. Da. În momentul în care o mașină are un impact, da? Deci mașina asta se lovește de un zid. Bun. Cea mai mare problemă este că aici apare o forță de decelerare foarte, foarte mare. Partea proastă e că mașina se oprește, da? Se va deforma, dar ce se află în interior neasigurat va dori să continue călătoria. Oameni fără centură, laptopuri, genți, bagaje, sticle, câini, și așa mai departe, căței, copii purcei, care nu stau în scaun, copii, și așa mai departe. Da. Ei bine, ouă, dincolo, cartonul de ouă. Da, dincolo de faptul că, fără centură de siguranță te lovești de toate obiectele dure din mașină, dacă într-un exemplu toți participanții, toți pasagerii au centură și șoferul nu,
șoferul se transformă într-un proiectil și poate să-i lovească cu părțile tare ale corpului lui, coate, cap, bărbie, pomeș și mai departe, în părțile moi ale lor și pur și simplu să-i facă praf acolo, să fie un proiectil. Același lucru și cu cel din spate care nu vrea să-și pună centura și da. O frână vine peste tine, îți rupe scaunul, te bagă în erbe, gerbe cu bubuie în față, zboară prin geam. Da, la o forță de lucruri. La o forță de decelerare, la o viteză de 50 la oră ai undeva la 8G. Tu trebuie să ții de 8 ori greutatea, corpului. 80 de kg. Dacă vine unul cu 600 de kg peste spătarul scaunului din față, te face pilaf. Da. Da? Și atunci nu este suficient ca 4 pasageri să poarte centură și unul nu. Ori purtăm toți. Da, ori nu mai poartă niciunul. Ca să vedem care pe care, frate. Ori stai acasă. Care cu părțile tari în părțile lui moi. Și aici, aici mai intervine o chestie. Vorbeam de erbe mai devreme. Știi că în momentul în care nu spui centura, apare un avertizor sonor care face bi-bi-bi-bi-bi. Bă, știi ce zice avertizorul la sonor? Dacă nu l-ai scos din soft. Da. Sau dacă n-ai păcălici de la centură. Păcălici. Eu mor. Când îi văd, eu trag concluzii despre oameni. Eu când îi văd caut alea la centură, îmi schimb părerea despre ei. Da, și eu la fel. Jur. Da. E ca și când îmi spune o femeie că e zodia fecioarei. Deci eu înțeleg să nu... Da. El are mai multă experiență, știi, care... Nu mai zic. Are mai multă experiență cu femeile decât noi. A încercat... Știi cum e. Și atunci știe mai mult... Lasă-mă că mă bate Mihaela. Da, mai multe decât știm noi. Deci puteți să-l accesați și pe consiliere. Cum era la Cristian, doctor Cristian Andrei. Cristian Andrei, da, deci știe, omul e priceput la asta. Are experiență, ca să zic așa. Treci mai departe. Trec mai departe, da. Deci asta, nu mai știu ce ziceam, asta cu centura e o chestie foarte importantă. Vreau să mai spun ceva, dar pentru că n-am putut să-l întrerup la momentul respectiv, mi-am pierdut iar și de-aia, dar aveam, Marius, ceva de spus din regie. Spuneți, domnul Marius. Taximetriștii nu sunt obligați să poartă centura? Băi, haideți să vă zic ceva. Serios? Voi știți că eu am atestat de taxi? Eu sunt taximetrist? Bă, este un lucru bun. Adică eu sunt și taximetrist. Da, printre altele. Am făcut o firmă de taxi la un moment dat la Sinaia prin 2008-2009 și ca să înțeleg cumva fenomenul, am stat câteva săptămâni taximetrist la volan, adică am vrut să înțeleg atât din punct de vedere al șoferului, cât și din punct de vedere al clientului, despre ce e vorba în meseria asta, pentru că urma să mai cumpărăm mașini și să mai angajăm oameni și să știu ce să le cer și ce să le ofer. Corect. Ba, a fost o experiență foarte, foarte, foarte tare. Cred. Atestatul de taxi se ia așa, adică îți zice nenea ăla la IFPTR ce... Să bifez pe acolo ca să terminăm treaba, să frumos. Nu pierdem vremea pe aici. Și din câte știu eu, s-ar putea să mai fi schimbat puțin. Legea nu-i obligă pe taximetriști, atenție, să poarte centură de siguranță dacă au client. Dacă n-au client, sunt obligați să poarte. Din simplu motiv că e posibil ca un client să te atace. Da, și să având poți să centură eliberezi, de siguranță, ripostezi un pic mai, nu că un pic mai greu, mult mai greu. Ești legat acolo, da. Și atunci îți oferă această, adică e un compromis. Ce zic, bă, tu oricum ești un șofer profesionist, poate fiind că provoci... Fiind taximetrist, cum îi întreb eu și tot timpul mă mir de ce sunt așa slab șoferi când fac asta zi de zi, de ce? Și mulți mi-au spus pentru că zidari, adică automat zidarii, următorul pas în evoluția lor profesională este să se facă taximetriști. Bă, eu nu știu ce ai tu cu zidari, mie îmi plac zidarii. N-am nimic cu ei, spun ce mi-au răspuns taximetriștii. I-am întrebat. Ah, ok. Cum îți explici că faceți asta zi de zi, în fiecare zi și sunteți atât de slabi la șofat? Slabi! Nu vezi obstacole, nu semnalizezi. Nu? Adică nu vorbesc de răutăți și de... Da. Mi-a pus frână în față, nu m-a lăsat să mă bag și așa. Mă refer la șoferi de taxi slabi. Și atunci tot acești șoferi de taxi spun, băi, oamenii sunt foarte slab pregătiți. Cultura lor e zero. Da. Și atunci ăștia care fac munci de genul, nu că, Doamne ferește, aș avea ceva cu zidarii sau cu zugravii, care în momentul de față câștigă foarte mulți bani. N-am nimic cu ei. Doar că ăsta e răspunsul taximetriștilor, nu al meu. Eu tot timpul m-am întrebat, de ce dacă faci asta zi, adică dacă noi ne apucăm de mâine de săpat șanțuri, eu garantez că într-un an de zile săpăm mai repede un șanț decât în prima zi în care ne-am apucat, cu siguranță, nu? Că avem experiență, vedem ce târnă cop, cum facem, dai tu, dau eu, eu cu lopata, tu cu târnă copul, eu vedem. Bine, tu cu mapa, eu cu sapa, eu așa cu mapa, ar fi. Tu cu sapa. Da. Deci am face o treabă, cumva. Și automat după un an am fi mai buni. De asta zic, de ce nu și ei nu progresează? Da, aici e o poveste lungă de tot, cu la fel importanță. Cu conștientizarea. Cu... Legat de centura de siguranță și de ce unii oameni sunt scutiți de a o purta, e...
nu consideră atât de problematică treaba, pentru că prin această acțiune nu îi deranjează pe ceilalți participanți la trafic. Adică, da, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, e doar asupra lor și celorlalți participanți din mașină, care au dreptul să se urce sau nu cu persoana care poartă sau nu centura. Adică dar doar că trebuie să fim conștienți de lucrurile astea, să știm acest management al riscului, să știm ce se poate întâmpla și să ne asumăm. Dacă ne-am asumat, să fim sănătoși, dar să nu mergem în mașină exact cum spui. Ne-am urcat în spate, stai că eu nu-mi pun centura, că eu sunt în spate. Stau cu picioarele pe bord. Da, eu nu stau în dreapta, că acolo e locul mortului, deci eu nu stau acolo, deci stau în spate, sunt safe. Stau cu picioarele pe bord, că vorba aia, mergem la mare și aglomerat și mai mintim și eu picioarele, adică dacă se declanșează airbag-ul ăla din dreapta, nici nu contează ce se întâmplă cu picioarele mele, dar eu stau. Țin copilul în față, că nu se întâmplă nimic, că mergem încet și are grijă neagică, care neagică e, îți dai seama că nu vrea să-i facă rău copilului și hai să-l ținem și pe el în față să se bucure. De asta zic, dacă oamenii sunt conștienți de lucrurile astea, să și le asume, să le facă, să fie pe barba lor. Că purtarea de centură, repet, nu îi pune în pericol pe ceilalți oameni. Conceptual nu e ok. Da. Principial nu e ok. Da. Ar fi bine să o purtați, pentru că e pentru voi și pentru siguranța voastră și a celor care vă sunt dragi. Vrei să zic de ce nu e ok? Da, te rog. Ca pe un om să... Bine, treaba asta cu moartea e o chestie intimă și na, fiecare moare când vrea el. Da, fiecare decide cum vrea să-și trăiască viața. Doar că, fii atent, un om care moare într-un accident generează niște costuri pentru stat. Mari, înțeles, da. mari. Se ajunge ca victimele din accidente dintr-o țară, calculate la un an de zile, să reprezinte între 1 și 2% din PIB. Mamă. Adică tot ce nu mai produce omul ăla de acolo, din momentul ăla, asigurările. Nu mai plătește, nu se face la muncă, exact, nu mai plătește taxe la stat. Nu mai și așa mai departe, în sumat ajungi între 1 și 2% din PIB. Enorm, banii s-ar putea duce către... Da. Cultură, către educație, orice către sănătate, către învățământ și așa mai departe. Deci vezi, cumva e un lanț aici. Dacă să termin, când nu-ți pui centura și pleci la drum și avertizorul sonor începe să sune, spune așa: nu uita că dacă pleci acum la drum fără să-ți pui centura de siguranță, airbag-ul e în continuare activ. Că oamenii au senzația că dacă nu-și pun centura de siguranță, nu funcționează airbag-ul, din potrivă. Și dacă e în continuare activ, tu o să ajungi mai devreme la el. 100%. Că nu te mai ține nimic pe scaun. 100%. Și ajungând mai devreme, nu mai faci airbag-ul ce era proiectat să facă, să fie moale când tu ajungi la el. El s-ar putea să fie în curs de umflare și să vină... Și îți dă pum, nu mare knockout. Sunt foarte multe lucruri, asta spun, pe care oamenii nu le știu. Avem 30 ani de la Revoluție, nu avem experiență atât de mare în ceea ce privește tehnologie și mașini și așa mai departe. Am fost învățați să ne descurcăm. Știi cum e? Lasă da, boss care niște becuri aprinse, nu e problemă. Asta cu mă descurc. Doi. Avem 2 ore. Gata, eu închei acum. Da. Mai rămân eu. Eu știu că există mai multe tipuri de oameni. De exemplu, există omul, Gică Contra. Yes. Gică Contra. Există omul ăsta care, așa cum spui tu, mă rog, din N motive nu respectă niște lucruri. Bă, omul ăsta, eu îl consider un om distopic. În sensul în care nu ajută cu nimic societatea. Nu ajută cu nimic în evoluție. Nu, adică este, cum să zic, pur și simplu degeaba. Respiră aerul degeaba. Și face umbră pământului. Eu vreau să... Ajută la încălzire și global. Și mă întorc, chiar dacă poate sună un pic rău ce spun acum, mă întorc la ce am spus la început. Nu trebuie să fie normalitatea asta. Asta e realitatea, dar nu e normalitatea. Așa este. Da, și trebuie să facem tot posibil, pentru că omul ăla poate să spună ție viața în pericol, poate să-mi pună mie viața în pericol. Oamenilor noștri dragi. Oamenilor dragi și așa mai departe. Corect. Adică știi cum e? Nici nu vreau să mă pun în locul unor oameni care au trecut prin tot felul de situații de astea, că nu știu, le-a murit copilul, le-a murit mama, le-a murit... Aici, când am avut subiectul iarăși, am vrut să te întrerup, n-am putut să te întrerup, că mă acuzau ăștia. Și vreau să spun, legat de oamenii cu mașini puternice, că asta era discuția, da. De ce percep ca și când știu să și conducă odată ce au sau primesc sau își cumpără ei, că sunt cazuri în care copiii 18, 20, 25 de ani, hai că până la 30 de ani pot să le zic copii, primesc niște mașini foarte, foarte puternice pentru de la părinților. Cred că am zis că este un miraj în momentul în care
Tineri în general, pentru tineri mașina nu este un mijloc de transport. Nu este un pentru tineri, mașina este un obiect un cu statement. Care se identifică, e un statement. Da. E, ca și telefonul de altfel. Exact. E, arată lumii face statutului parte, social, statutul corect. Financiar. Da. Uite ce șmecher este. Cu cât mașina mai șmecheră, da. Cu atât. De asta mulți oameni își cumpără mașini, chiar dacă au 500.000 de kilometri, dar mi-au luat X5. Da. Dar el nu-l poate întreține. Este o chestie de împlinire, da. De realizare. Da. De da. Arată da. Că, uite, pot, eu sunt. Da, eu ți-am spus. E o aparență, da. E o chestie psihologică în care eu nu cred. Eu conduc fix mașina pe care mi-o permit și na. Asta e un miraj aici. Și nu vine la pachet, da. Dar am zis la început asta cu... Am făcut o postare. Eu aici vreau să ajung, de fapt, nu la partea asta, dar aveam nevoie de introducere și am făcut o postare atunci, știi, cu băiatul ăla, cu mașina, cu tremurata, da. Cu adrenalina, cu nu știu ce. Și am primit răspunsul și mi-am zis, eu am întrebat și am zis așa, băi, eu ca părinte, chiar dacă aș avea posibilitatea financiară, nu i-aș lua o mașină de genul ăsta copilului meu la 20 de ani, pentru că consider că nu are experiența necesară. Adică l-aș trimite la cursuri, aș face niște lucruri dacă asta ar fi cheia fericirii noastre în viață, să primească el o mașină super sport de genul ăsta și eu aș putea să mi-o permit, aș face tot posibilul ca el să poată controla mașina. Oamenii nu fac asta și eu m-am întrebat și am zis, bă, v-ați săturat de copii la 18 ani? Adică care da, știu că am văzut care, story-ul ăla în care da. E ideea? Nu-i mai vrei la 18 ani. Nu-i mai vrei la 18 ani. Au fost frumoși și, na, știi despre ce vorbim, când sunt mici, 3 ani, 4 ani, și ce, hai da, că 15, am vorbit și în podcast, hai că 16, asta, da. Și după aia ne-am săturat de ei. Și unii oameni mi-au spus, ca să rămâi și tu șocat ca și mine, și mi-au spus, ce vrei mă, să cumpere Logan? Da mă, să-i cumpere Logan, de ce nu? E o mașină bună de început, ieftină, mașina noastră, auto, mi se pare o mașină decentă. Da bă, da, tu compari siguranța dintr-un Logan cu siguranța dintr-un Lamborghini? Adică aici pot să răspund eu ceva? Bineînțeles că tu răspunzi. Lamborghini are alte frâne, Lamborghini are alte sisteme de siguranță față de un Logan. Știi? Deci, asta da. Și mai vreau să completez iarăși la partea cu accidentele și aș vrea să le spun oamenilor că testele făcute de producători sunt până la 50 de km la oră. Deci mașinile astea care iau, vă uitați voi la Euro NCAP, 5 stele, 3 stele, 7 stele, aceste stele sunt opțiuni de până la 50 de km la oră. 64 mai exact. Da, ce e până acolo, ce e peste, producătorul nu mai garantează că ai șanse să supraviețuiești. Nu. Deci, da. Spunem de oamenii care consideră că mașinile super sport sunt mai sigure de Logan. Un șofer care are niște abilități un pic peste medie, dar care conduce un Logan, datorită acestui risc al managementului, datorită faptului că el conștientizează niște lucruri și că are un comportament potrivit și o conduită preventivă, va fi de 100 de ori, e o chestie subiectivă acum, spun eu, de 100 de ori, mai în siguranță și mai sigur pentru ceilalți, decât un inconștient care are un Lamborghini și nu știe să o folosească. Premium, nu cu contează. Frâne, premium, pentru că așa cum am zis la început, contează cel mai mult comportamentul tău ca șofer și cum alegi tu să folosești mașina, ca pe un mijloc de transport care vrei să te ducă în siguranță din punctul A în punctul B sau ca pe o armă. Și cei mai mulți oameni care au mașini puternice, din toate motivele pe care le-am prezentat mai devreme, atenție, hai să zicem cei mai mulți, de multe ori o folosesc ca pe o armă. Pentru că e chestia aia, mamă, da, stă mai bine, da, frânează mai bine, da, dar tu ești la fel. Tu când ți-ai cumpărat mașina, când ți-au vândut aia mașina, ți-au vândut doar o bucată de fier, nu ți-au băgat și niște informații în cap și niște skill-uri în mâini și în picioare. Tu ești același om care s-a urcat în Lamborghini din, nu știu, orice altă mașină. Așa este. Site-ul. Bun. Site-ul tău. www.romania. Și de ce, mă întreb, dar de ce Romania Driving Experience? De ce? Băi, o mare parte din recompensa echipei noastre o reprezintă faptul că noi ne dorim, mă rog, cu ajutorul nostru de fapt, ca oamenii să meargă să fie mai în siguranță pe stradă. Asta da, este o recomandare. Și noi o să lăsăm treaba chiar asta în urma noastră. Noi o să lăsăm treaba asta în urmă. Deci lăsăm ceva în urmă. Ei bine, noi ne dorim, putem să lansăm o campanie. Zero accidente în România. Eu vreau ca România, țara mea, da, să nu mai fie pe locul 1 la morți
care provin din accidentele rutiere să fie pe ultimul loc. Să fie acolo cu Suedia. Suedia care are în 2020 zero morți între 0 și 18 ani. Am. Zero, frate, zero. La noi, cu sutele. Și m-a inspirat cumva treaba asta și am zis, da, vreau să fie cuvântul ăsta România. Nu sunt eu nu știu ce naționalist sau ce patriot sau da. Din foarte multe alte motive, la fel de subiective, dar țin foarte mult la cetățeni, țin foarte mult la oamenii din jurul meu, țin la țara mea, respect comunitatea și de asta cumva am zis, vreau ca noi să educăm România, Romania Driving Experience, știi? .ro .ro și ce vreau să mai zic este că pe contul meu de Instagram Silviu.toma. Da, testele. Fac teste faine. Da, de foarte tot. Tari. Chiar și foarte după tari. Ce oamenii răspund la teste, fac un live în care explic răspunsurile. Da. Au ajuns așa, ca un mini curs. Da, e, și atunci... e foarte tare, că e gratuit. Da, asta zic, e gratuit. Poți să intri, eu am intrat și ți-am văzut live sau story-uri, nu știu ce am văzut, în care le spuneai oamenilor că nu trebuie să le fie rușine că răspund greșit. Eu, mie nu mi-a fost rușine că am răspuns greșit. Am răspuns greșit și am continuat și tot greșit am răspuns și am continuat până am terminat story-urile. E foarte cool, era să zic mișto, dar nu. Așa, e foarte cool faptul că în momentul în care răspunzi greșit, primești și răspunsul corect. Da. Și vezi exact și zici, bă, cum a zis că, asta așa, știi? E o situație care te frustrează pe moment că zici, bă, că nu înțelegi. Nu înțelegi, da. Adică sunt unele lucruri care nu are cum. Cum zice Silviu, e greșit. Invers, cum am zis eu, era corect. După care în live primești explicații. E foarte mișto că poți să le faci, ai răspunsul instant pe story acolo și așa. Eu îmi dau seama ce înseamnă pentru tine ca timp, că eu nu fac de-astea tocmai pentru că nu am răbdare. Nu neapărat că n-aș avea timp, dar n-am răbdare să pun toate alea, răspunsul corect, cu scrie, adică aia e o muncă, da. E o muncă și ar trebui să o apreciați, să vă uitați pe Instagram, să faceți testele respective, să vedeți cât de cunoscători sunteți, că doar așa o să puteți să vedeți sunteți. Da, da, da. Și după aia să accesați site-ul, să îl întrebați pe Silviu, să mergeți la un curs, să 300 de euro primul modul, mie nu mi se pare mult. Adică nu mi se pare mult, un telefon e 1000. Păi având în vedere că 300... noi avem cel mai complex curs, adică la cursul nostru faci cea mai multă practică, unde avem tot felul de costuri. Mașini, anvelope, carburant, chirie, circuit, oameni, logistică, timing și așa mai departe. E un cost, crede-mă... Da, mie mi se pare un cost incredibil. Da. Din punctul meu de vedere, că mașinile sunt noi, sunt BMW, sunt pe circuit. Mă rog, nu mai sunt noi. Parcare. Na, în sfârșit, sunt noi. Eu câteodată sunt noi, din 98, câteodată sunt cu kilometri. Din 99, dacă îmi dai un 2009, mi se pare că a ieșit ieri. Da, nu, avem 2019, 2020, 2016, mă rog. Da, nu știu câți oameni am făcut în live. Nu știu câți oameni ne mai urmăresc până aici, sper că să fie mulți și mi-aș dori ca voi, cei care ne urmăriți, cei care sunteți fani adevărați și vă uitați la multe clipuri și la Instagram și așa, să verificați dacă ați dat subscribe la canal. Asta le spuneam oamenilor și de dimineață pe live, nu vreau mulți subscriberi, vreau doar ca Eu vreau mulți followeri, dați-mi și mie follow, share, like și share, subscribe. Like și... Aș vrea ca să mă asigur că cei care ne urmăresc să apese acolo butonul de subscribe. Vă garantez că nu vă va stresa nimeni pentru că ați apăsat acel buton, doar veți primi o mică notificare că noi am pus un clip nou și noi vedem câți oameni ne urmăresc cu adevărat. Repet, nu vreau să fac 300.000 de subscriberi, follower și așa mai departe, că eu consider că oamenii noștri sunt puțini, dar cu care facem treabă, vindem, power, cumpără, se întâmplă lucruri, mă întâlnesc cu ei, văd ce fel de oameni sunt, văd ce mașini au, ce haine, mă uit pe Adidas și pe șosete, dacă s-a sortate. Tu știi tot astea, că ai trăit pe nordul. Am trăit pe, așa, și îmi dau seama că facem treabă și că ne adresăm unui public normal. Da, și știi ce e foarte important și cu asta eu m-am retras. Da, mă, te retragi de jumătate de oră. Ce e foarte important este că oamenii ăștia care te ne urmăresc și dau și mai departe treaba asta, ajută sau ne ajută pe noi să împrăștiem aceste informații care poate îi ajută pe alții să nu moară. Adică cumva și ei, automat și pe noi. Exact, ei cumva noi facem treaba asta, vezi, împreună. Da, ne ajutăm și cu cât comunitatea e mai mare și cu cât ne susține mai mult, cu atât o să circulăm într-o lume mai bună. Eu ți-am spus, merg cu mașina, uite, ultimul lucru, gata, închei. Eu am o panică de oamenii care vin de pe contrasens. Am o panică. Tot timpul merg cu frica că unul o să intre în mine și eu n-am cum să fac nimic să-i vin. Dobrescule, taie-ne sunetul. Da. Și atunci, dacă noi facem lucrurile astea,
panica mea se mai diminuează, că sunt fan convins că niște oameni au mai învățat niște chestii și automat, deci sunt mai safe pentru mine. Implicit și dacă tot am zis că nu mai zic nimic, și poate nu o să ne ajute pe noi atât de mult, dar vom avea copii, mă. Da. Și copiii noștri vor circula pe niște șosele mai sigure. Asta oamenii e ideea. Care șeruiesc, un Volkswagen nou, multivan nou, ești nebun, modelul, uiu! Mi-e place aici la OMV. Model nou de multivan, nici nu știam că a apărut. sunt curios cât hate îți iei că m-ai întrerupt atât de mult azi. Hai să vedem. Îmi iau, nu contează, dar oricum să știți că dacă dați coment la a doua, a treia zi de când a apărut clipul, nu mă mai uit. Deci dacă vreți să dați hate, dați la început, că doar atunci mă uit. Când apare asta, să mă uit și eu. Nu știu când apare, dar o să-ți dau înainte. Mulțumesc. Cu Patreon primești cu o zi înainte clipul. Pa. Că noi avem cont și pe Patreon, deci puteți să ne urmăriți acolo. Dacă vreți să primiți sfaturi de la mine și dacă eu nu știu, îl întreb pe Silviu. Deci așa. Și îl întreb pe Ariciu sau pe David Ariciu, sau pe Ciobanu sau pe da? Leob. Sau pe Leob. Da. Mă duc la curs la Leob, by the way. Da? Ia uite cum ai mușcat-o. Aoleu, ăsta e visul meu și o să ajung la el, dar încă nu. Ce vrei, mă, de te agiți acolo? Hai, pa, gata. Mulțumesc că v-ați uitat până aici, apreciez foarte tare. Ești optimist că v-ați uitat până aici. Bă, 2-3 tot se uită. 2-3 tot se uită. Și dacă șeruiți aceste informații, trebuie să... Vă dau 100 de euro. Trebuie să conștientizați faptul că dacă șeruiți aceste informații, măcar 0,0001% am contribuit să facem un loc mai bun, unde să stăm cu toții și să circulăm cu mașinile puțin mai safe. Da. Atât. E ca la loft. Eu îți mulțumesc că ai venit, că ți-ai făcut timp. Și eu că m-ai chemat din nou și că ai încredere și că... Am. Acum, sincer, că toți sunt la sfârșit și nu se uită nimeni, eu am mai vorbit și cu alții, dar n-au venit. Mai am vorbit și... mulțumesc frumos. Am vorbit cu alți pilot de ăștia, știi? Alți trainer de ăștia, știi? Adică, știi? Nu vreau să le dau numele, că n-are rost, dar tu știi. Pa, mă. Tu știi. Și ei nu și-au făcut timp pentru noi, tu ți-ai făcut și atunci mergem în continuare. Eu sunt mai umil, da, nu. Gata, oprește-o.